Salve, dudes! Bine v-am regăsit la un nou live pe Barbă Neagră. Fraților, jucăm SnowRunner. Avem cele patru hărți pe care trebuie să le descoperim. Este sezonul 12, sezonul în care noi o să trebuiască să construim ceva centrală nucleară, apparently. Aici la Global Map putem să le vedem pe toate. Totul se petrece în Carolina de Nord, adică patru hărți americane. Avem două vehicule de început, avem un scout și un camion foarte interesant. O să mergem cu scoutul să explorăm și după o să luăm și camionul. Da, o să-l cumpăr, totuși să-l avem aici, să vedem cu ce se mănâncă. So, cred că o să fie ceva frumos pentru că, din câte am văzut așa în pozici, arată foarte, foarte bine. Bun, ăsta este scoutul pe care mi l-am ales. Este un scout ridicat. Avem cauciucuri de nămol, deși aici am văzut și asfalt și poate off-road ar fi mult mai bun. Sus i-am pus niște resurse. Astea i-am pus acolo și în rest i-am mai pus pe față o protecție. Și în rest toate la maxim. Ce mi s-a părut foarte interesant, ia să vedem dacă o avem aici, diff-ul mi s-a părut interesant și anume, normal îți dă unlocked, pe care o să-l vând pentru că nu-l folosesc, sau engageable, care înseamnă ceva upgrade față de cel default pe care ni-l dă el. Sau l-am luat pe ăsta. Bă, o să păstrăge ăsta acolo, din parte. Așa că, hai acum să-l cumpărăm și pe al doilea, adică cel de acilea. So, avem la Truck Store, o să mergem să-l căutăm pe cel inclus, se pare că nu avem de Highway Heavy Duty, cred că e mai mult Heavy Duty, poate? Nope, nu e nici la Heavy Duty, posibil să fie aici? Îl recunosc doar dacă îl văd. Uite, ăsta este. Truck is not available in North America. Asta este FEM37 ATU. Păi și atunci de unde să luăm pe ăsta? Mamă, trebuie să mergem în altă parte. Cred că pe la ruși trebuie să mergem să luăm pe ăsta. Ăsta e interesant. O să facem cu el misiunile după ce explorăm tot. Mai avem și tractorul ăsta pe care putem să-l punem la treabă, dar eu am pregătit aici ceva frumos. O să mergem cu un decapotat. Pe ăsta l-am încercat și am văzut că are foarte, foarte multă potență. Și la Customize avem câteva. Avem un motor cu Stage 1, Gear Improved avem aici, 200 de M, nu știu exact, Gearbox Producer, Nerves of Steel. Las-o așa. La suspensie nu avem, la Tires avem aici 63 cu Chains, ceea ce cred că e interesant. Dar cred că se descurcă like oricare dintre ele cam în mod egal. Și la winch o să dau un extended. Așa mă asigur eu că suntem pe bine sus aici. Pe partea asta, ia să vedem. Bă, mare lucru aici nu putem să facem. Adică putem să schimbăm foarte, foarte puține lucrușoare care pur și simplu nu contează. Dar ce mă interesește pe mine este culoarea și pentru culoare o să alegem schematica de la John Deere și anume verde cu galben. Și pe ăsta, dacă îl scoatem afară, numai uite-te cum zboară. Ia uite, și dacă îl forțez, are doar 3 viteze, dar se duce, scoate foarte mult fum, dar rupe. Ia uite-l, ia uite-l, ce-a vorbim, s-a dat peste cap. O să ne jucărim și cu ăsta, momentan. O să... Hai mă. Uneori nu-mi ia ăsta în multiplayer, nu știu care e treaba, dar nu vine. Ia să vedem, avem Truck Store și îl scoatem pe MBT-ul ăsta, dar știi ce? Hai să-l scoatem pe următorul slot, aici. Așa, deploy, frumos, să-l avem și noi la îndemână, zic. Băgăm așa un afternoon să fie cu soare și hai să explorăm. Alin se pare că a luat-o în stânga pe aici, hai să mergem noi în dreapta. Deci și își facem dreapta. Îmi aduce aminte foarte mult garajul ăsta de hărțile rusești, acolo am mai văzut. Mașina arată proporțional ok, roțile sunt puțin cam, cum să zic eu, sunt realist construite, adică nu sunt super OP sau ceva de genul ăsta, știi? Sunt fiți cum ar fi și în realitate. O ce se jucărește are cu tractorul. Avem all-wheel drive-ul mereu activat și diff-ul engageable, mă gândesc. Nu știu care e treaba cu diff-ul, ia stai un pic să mă uit. Diff-ul că pe un low gear. Aha, ok, deci diff-ul doar pe viteze mai mici. Hello!
How are you doing? How are you? Let's go! Salutare, băieți, salutare! Bă, dar chiar, bă, care a fost... Băi, nu, vezi, nu, dar a fost duminică și am vorbit... A, Vasile pe primul loc! Salutare, Vasile! Când am dus mașina practic la mecanic, am zis că duminică el și-o are rezervat de a ieși pe afară cu... Mă rog, se întâlnește, nu știu, la ce activitate cu nu știu ce prieten. Așa că duminica nu s-a lucrat, ește... Ori din partea noastră să ne așteptăm la asta. So, probabil de mâine încolo ceva vești. Vă țin la curent. Așa, bun, în dreapta se pare că am terminat cu drumul bun. Deci, bye-bye asfalt. Roțile mele de nămol se pare că nu sunt o idee rea deloc. Să mergem așa frumușel. Noi ne-am tot obișnuit cu utilaje de-astea, așa, cu vehicule de... Adică mai OP un pic, știi? Dar îmi place să... Să o luăm și așa un pic, știi? Să mai schimbăm viteze, să mai ne ajutăm de chestii de-astea. Iar garda la sol ridicată, chiar dacă poate nu este foarte estetică aici, bă, duce de bine sus. Tractorul ăsta se mișcă foarte mișto. Mai avem un tractor, avem două tractoare de testat astăzi. Dar o să explorăm cu ele. Acum o să facem un SnowRunner Expeditions, în care suntem în explorarea hărții. Și dacă nu trebuie să facem ceva misiune să ne deblocheze cealaltă ieșire spre altă hartă, atunci explorăm și a doua hartă. Dar roțile astea micuțe într-adevăr necesită winch din când în când. Ia să băgăm noi un low. A? Se mișcă, înaintează, nu este cu stres, dar o face într-un ritm puțin mai lent o leacă. Ia. Mă ia de aici? O, da, mă ia bine de tot. Am un winch foarte potent. Ala este. Hai pe stânga, o să urc pe aici. Cel mai bine. Și pe harta asta o să avem și niște încărcături noi. Avem ceva reactoare pe care noi trebuie să le transportăm aparent. Sau o să fie foarte interesant. Se pare că s-au gândit să ne chinuie cu roțile astea pe nămolul ăsta. A, mă, că duce, mă, ce ai. Nu știu, nu prea m-aș băga eu pe drumul principal pe acolo. Mi se pare că mă nomolez bine de tot. Ia să o forțăm într-a treia. Oh! Asfalt! Ce vorbim? Aici nămolul este uscat. E bine să așa. Bă, din păcate, bulbarul ăsta nu face, mă, nimica. Nu are și el o întrebuințare la casa omului. Îl iei, dar îi degeaba, știi? Se pare că drumul tot continuă. Avem în față ceva zonă interesantă. O să mergem într-acolo. Stai așa, Aline. Cătă, salutare, Cătă. Ia uite și pe Costel. Salutare, băi, salutare. Hey! Da, vă țin la curent cu vești, Reddit. Nu știu exact. Vedeamos. O, fata. Mamă, dar și când o ia la viteză, sunt curios totuși de cât de mult pot să-l înclin până să se răstoarne. Pentru că mi se pare că e cam înalt. Așa mi parese. Deci în față avem ceva. Nu știu ce e, probabil avem un warehouse. Mă gândesc, ceva de genul. Uite-mă să acum. Au, Tealin nu are treabă cu tractorul. O să luăm și noi tractorul după aia să vedem cum e. Oh. Aline, mă voi ajuta de tractorul tău baban și potent cu roțile foarte mari. Ce mișto la tractorul ăla este că are roțile foarte mari pe spate, dar nu are suspensie, bineînțeles. Și atunci când mergi cu viteză mare, like, uite așa face caracterul, sare de lea dracu. E puțin amuzant, o să vedem treaba asta. Hai că mergem în convoi. Ia, hai mai aproape. Stai așa să ne facem bot în fund, ia. Ați? Aia zic. Let's go. E dangerous pentru el că n-are capotă. Fii atent. Lol, am mers cred că cu frâna pe spate pusă. Roțile nu s-au rotit la un moment dat. O, ce frumos ne-am înnămolit aici. Au! Hola! Ce panoramă, ce panoramă. Dar, deci sare. Știm sigur că e săltăreață. Hai, miștare, dă-i acolo tare pe auto. Așa. Ce-a făcut Alin? Te-ai blocat?
Deci blocheu? Nu? S-a deblocat. Hop, am băgat pe Tomaș. Stai! O să tai! Descoperim aici și după aia luăm și tractorul. O să fie foarte interactiv pentru că o să folosim mai multe utilaje. Vehicule, na. Să explorăm. Și nu știu exact pe ce hartă trebuie să mergem. Dar o să aflăm, nu este cu stres. O să aflăm pe ce hartă trebuie să mergem ca să... ce am găsit noi aici? Ca să luăm pe la mare, pe camion, da? Stai mă că mă știu pe mine, nu m-a arătat pe mine. Workers Cabin Production, se pare că avem aici. Și Generator Area, de aici luăm generator. Ok, that's interesting. Avem ceva de descoperit pe aici, să facem o singură împrejur. Poate vom avea și ceva canistre cu motorin benzin? Nu prea. Nu prea, se pare că nu. Ați! Te-am prins! Mamă, ce mișto l-am tăiat acolo. So, hai să luăm unul din tractoare. Să mergem la store, deci l-avem pe ăsta. Hai să-l vedem și pe celălalt, adică pe cel de la John Deere. Este acoperit. Interesant și ăsta. Ia să vedem cu ce ne uimește. 5.9 turbo intercooled fully built turbo diesel. Care să fie? Păi clar ăsta turbo diesel fully built. Barabing, barabung. Da, nu avem suspensie sau ceva. Sau, da, nu avem să-mi luate. Tires 50 dual all. Oh, snap boy. Păi, știm că contează, așa că le voi lua. Stage 4 winch, bă, sună impresiv. Frame add-ons, ia să vedem aici ce avem. Putem să punem pe spate. Front cupleu pe față, ok. Macara. Factory weight. Bă, nu, știi ce, nu-mi da nimic. Nu prea mă acum nimic. Tall intake, da, te rog frumos, ca să putem să intrăm prin apă. Exhaust, flapper, ăsta mă plac eu. Și lumini. Roof lights, am putut să punem. Hai să vedem cum se descurcă. Restul îmi place culoarea. Ia. O, da. O, da. Alinucean, salutare și la mulți ani! Distracție plăcută sau relaxare, na? Mai degrabă. Hai să facem zi. Se duce foarte rapid. Lumina. Și trebuie să explorăm alte drumuri. So, ce mai avem pe aici? Deci avem unul până colea. Deci Alinu o ia în față. Putem să mergem noi în dreapta și să o luăm pe acolo. Sau să explorăm în stânga. Hai pe aici și explorăm în partea asta. Gen până Acilea. Aia zic. Deci avem 5 viteze la asta. Și cred eu că cu roțile astea îl testăm să vedem dacă vom avea probleme. Bă, eu nu cred, dar no, you never know. David, salutare David. Generator area, trebuie să duci un generator să poți produce workers cabin. A, că vedem noi. It is fine. O, ce ai făcut, șefule? O, ce ai făcut, taicule? A? Aduce așa Farming Simulator 25? Zic. Și apropo, în acest sezon 12 avem și ceva agricultură de făcut. Lucru care pe mine în SnowRunner nu mă încântă de nicio culoare. Da, avem. Mamă, deci astea duble rup și se pare că da, avem coliziune și la cele exterioare, fără stresulescu. Avem 100 de litri capacitate la rezervor, ceea ce e bine, e foarte bine. Nu avem 300 precum camioanele, dar e packing tractor, ce să facem acum. Și eu dacă îi dau pe high, ia fi să stăm la treaba asta, după ce mă mișc, facem high. Și pur și simplu o să zboare tractorul, cum am și anticipat. Acum trebuie doar să mă țin la el și să evit să dau un ceva pietre, pentru că o să iau damage extraordinar de mult. Neavând suspensii, nu avem cum să băgăm pietrele sub noi. Deci e de muncă. Dar e super distractiv așa. Ia, ne întâlnim cu Alina aici la intersecțion. Avem o dita mai hartă, deci aici avem nevoie de puterea amândurora pentru a o explora, pentru că e... E prima din cele patru, deci îți dai seama câte mai avem. Pai de viață! Aoleu! Mamăi! Mamăi, cum face? Și acum dreapta, nu? Ce tare poate să fie. Și acum facem dreapta, ia. Cu ce vine, mă? A, tot cu nebunia asta! Aoleu! Deci pe hai, îl văd, îl citesc e pe hai. Deci pe hai e nebunie. Ce mă uimește este că... Mamă, și vreau asta în FS25 de nu vă spun, și anume cauciucurile să conteze maxim la
tipul de teren pe care conduce. Iar astea fiind duble, ajută mult mai mult decât ăla micuțelus doar cu single. Ești mechirioană. Hai, îi dăm? 3, 2, 1! Mamă, ține-te, ține-te, ține-te! Deci rupe, mă, rupe de tot. Nu te-ai aștepta, știi, ca un tractor să rupă chiar așa, dar are și viteză, ceea ce era cam crucială pentru a explora. Și faptul că am ales roz duble față-spate împiedică răsturnarea. Tare sau ce? De obicei un tractor având garda la sol mai înaltă, na, tinde să se răstoarne o leacă, mai ales dacă au viteza ăstora. Dar acum nu are unde să se ducă. Hop, 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 hop. Stai, stai că aici trebuie să o luăm așa, mă, ușurelos. Să te îndita mai, bă, să te îndita mai. A, cred că pe undeva pe dreapta trebuia să dăm. Aha, aici, deci tot continuăm drumul. Gace, gace, suntem bine, suntem bine. Vlad, salutare, Vlad, Cosmin. Seara frumoasă, Alin, ție seara frumoasă, man. Nu-i nici că-s low runner. Kilometri pe oră era frumos, da, așa este. Poate vedem asta în următorul, cine știe. Hai să o forțăm în 4. O, da, o, da. Aici nu prea vreau să-i mai dau haiu, pentru că văd că mai sunt rădăcini, copaci. Și mie că nimeresc un hai de-asta, prin hai, nimeresc. Ia uite, pietre, ia uite-le cum sunt. Nimeresc o piatră de-asta, de-mi dă un damage la motor, de m-a dat pe burtă. Wow! Mamă, dacă din afară se vedea bine, uite-te numai dinăuntru cât de mișto se vede. Bra! Cât de tare se vede aici. N-am văzut niciodată atâta vizibilitate și în laterale și în față, în snow. Dar foarte grea harta, să știi. Deci până acum, având în proporție de cam 90% doar mlaștin și namol, dificilă un pic așa pentru camioanele cu remorcă, îți dai seama, cu remorcă, cu greutate. Ah, dacă știi cineva, ne-ar ajuta ca să știu să mă duc direct, să nu mai testez. De unde luăm al doilea camion? Din ce regiune? Mie îmi suna Rusia, camionul ăla, nu a Murica, având logic botul tăiat, clar, și așa designul care mie îmi ducea Azov toată ziua, știi? Mamă, dar ce se duce, bă, băiatule, bă. M-a tâmpit acest timp. Mereu trebuie să fac chestia asta. Ce zice Alinia? Uite cum vine ea. O, da, da. Hai! Cum o stăm în viteza 4 și merg așa de încet? Cred că merg subturat. Suntem într-a 5-a, fii atent. Bă, nu se poate, dă-i pe hai. Let's go, boy! Stai, hai din interior? Zici că e roller coaster, uite-te și tu. Opa, hopa, 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 hopa. Stai să verific atlasul. Dreapta o luăm aici. Mamă. Tare? Sau ce? Sunt curios dacă ați mai jucat cu tractoarele. Oh, nu sunt nici foarte vechi, dar nu sunt nici foarte noi. Sunt cumva între, știi, adăugate pe ModHub. Seara bună, seara bună. Deci băgăm o dreapta. Da, și după aia iar dreapta. Nu. Decât dacă vrem să descoperim zona asta. Păi mergem aici și o să, da, băgăm dreapta, clar. Să explorăm toată zona de acolo. George zice, joc sezonul de când s-a lansat și tot nu găsesc să pot construi poduri pe prima hartă. Mamă, zici de când s-a lansat, de parcă s-a lansat acum o săptămână, știi? Deci ceva. Trebuie să fie pe undeva pe acolo. Și cu volanul, băi. Cred că am să mă obișnuiesc cu tractoarele de pe acum încolo, pentru că like, nu l-am citinit nimic. Îți curios că remorca cum e, dacă are potență. Normal, tractorul fiind mai mic decât un camion, nu are așa greutate. Asta ar cam fi problema, știi? Giratoriu de giratoriu. A? Se face din prima? Se face, se face. Ce tare, e prima dată când vedem case de astea de bogați prin nămolurile astea. Nămoale. Micinaz? Micinaz ce e, Michigan? Sau? Nu, Cosmine, nu, n-am mai vorbit cu Freddy pentru că e duminică. Duminica a avut-o și rezervată pentru, na, personal. Cum lucrează de luni până sâmbătă, nu... Nu-i dau mesaj sau ceva, îți dai seama, ar fi urât din partea mea. Sau...
în cursul săptămânii. Ia uite-l ea, ia uite-l ea. Deci am intrat în oraș acum. Ia să vedem pe hărțuleană, pe unde trebuie să o luăm. Bă, dar cum Dumnezeu ajungem aici? Fii atent. Cred că țin dreapta la oraș. Service hub. Ok. Hai pe aici. Și schimbăm forța vitezele. Hai. Ia mă cum merge pe asfalt maxim. Încet. Mă așteptam la mai mult. Dar se schimbă... Cum e, mă? Gata. Am închis all-wheel drive-ul ca să nu consumăm. Warehouse-ul este aici. Ok, bun. Și avem și portul, fraților. Păi asta complică un pic lucrurile. Stai așa, eu cum Dumnezeule ajung? Fii atent că eu un drum aici în spate și intru pe aici și pe aici. Cred că ăsta va duce la acest watch tower ca să eliberăm zona, știi? Aline, scuze, dar trebuie să mergem în spate. Trebuie să mă uit constant pe hartă, știi, și crez ambuteiaj. Trebuie să fiu foarte aware de pe unde mergem. Mișto și ăsta, clanxonul. Deci destul de lent pe asfalt. Nu l-aș alege, noroc că noi nu prea avem asfalt pe aici, știi? So, aici mai avem ceva mare, avem o bază militară, se pare. Heisenberg care face cooking în dreapta acolo. Și ăsta este drumul. Pentru că mai am 78 de litri, o să activez all-wheel drive-ul doar dacă este nevoie. Până una alta o să-i băgăm... Wow, mă, bine că n-am avut high-ul activ acolo, că era nenorocire. Evident, nu mai au curbele cum le luam înainte, pentru că am tracțiune doar pe spate. Deci acum e un picuț mai dificil. Ia să vedem cum se descurcă. Op, țăprăcțicțam! Îi dăm un hai în câteva secundele. Sofineții, salutare, man! Farmers Live, astăzi nu. Astăzi nu. Dar promit că vine mâine. O să filmez chiar, uite, și Alina are aceeași problemă. Cu all-wheel drive-ul nu mai avem problema asta. Promit că filmez după ce termin live-ul și pentru mâine o să avem Farmers Live-ul. Hai da! Let's go! Și Bogdane, salutare! Da, mă, ce ai? Ăsta, haiul e ce? Opa, ușor aici. Să nu ne împotmolim. Fuck! Stai. Gata. Cât pe ce? Mai am un tractor, dar nu l-am activat. Pe ăla îl păstrez pentru un TikTok. Știm bine. Vă dați seama dacă aveam... Nu știu, poate se găsește un modder să facă chestia asta, să ia tractorul și să adauge niște suspensii. Ar fi ceva, știi? Să-l facă o nesimțire, un fel de hibrid între un utilaj de off-road și unul de agricultură. E, în situațiile astea, tractorul nu este cel mai bun. Vedeți treaba asta? Trebuie să o fac pe asta. All-wheel drive-o. E bun. Pe rocă nu excelează. Aici eram în super low. Alai, hai, să o forțăm într-a patra. Gorgeous! Dacă joc Autobug Police Simulator, cred că am făcut odată un episod, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exact. Caută pe YouTube și vezi. Mamă, nu știu care duce. Ah, clar, cel din dreapta. Cred că am făcut odată, dar a fost un joc foarte neoptimizat și prost. Este un joc foarte prost. Da, nu pot. Dacă dau de jocuri bune, cum e Snow Farming Hunter, nu pot altceva după aia. Nu știu, nu pot să fac downgrade. Asta e cam în orice chestie, nu pot să fac downgrade-uri. Oh, am dat ce încurcat drumul. Bro, noi cu camionul pe aici o să o mierlim rău de tot ce ai. Mamă, ce repede am ieșit de aici, holy fuck. Astea, mă, suspensiile, dă-ți seama să aibă ăsta suspensii, ce mișto ar fi. Ia, mă, să forțăm un high aici, fuck it, let's go. Mamă!
Pai de viața mea cât avalul am făcut acolo. Aproape am luat toată apa pe roată. Hai, șefule, hai. Mamă, și o lumină de asta frontală să fie avut o leacă mai puternică lumina. Era șmecherie maximă. Suntem bine? Suntem bine, boys? O, da. O, da. Suntem încă pe high. Gata. S-a dus high-ul meu. S-a dus că nu ține așa mult. Față pe aici. Din păcate, luminile astea soarbe, schioare. Iar eu o să fac din nou. Așa. Sus sau? Nu, în dreapta și ar trebui să fie fix aici. Harta este prima din DLC-ul ăsta de apărut acum câteva zile. North Carolina. Imediat vedem și cum se numesc celelalte și chiar și asta. Că nu mai știu cât se numesc. Au niște nume de-astea. Asta toate din Carolina de Nord. America, toate americane, deci... No. O, da. Uite, avem acolo. Am văzut deja. Am văzut deja drumul către cealaltă hartă. So, este fix în față. Avem și de... Avem powerline-uri pe sus. Iar drumul către cealaltă hartă... Unde Dumnezeu l-a fost? Aici, Gateway to Reactive Zone. Avem aici tractorul lui Alin, care ducea fix acolo. Foarte tare, trebuie să venim. Mamă, dacă a deblocat. Wow! Și... Harta se numește Pineline Bay, după care vine Reactive Zone, după care Flatland și Oviro Hills. Deci, practic, avem toate tipurile de... Na, dacă vrei, biomuri, posibile și imposibile, știi? Acum, am deblocat aici, hai să mergem la garaj. Îmi place ăsta, o să continui cu el. Și o să o luăm în stânga, hai să-l așteptăm și pe Alin și să o facem împreună. Facem... Eu tind să cred că ăsta ar fi drumul de țară care duce către Watchtower, nici de cum cel de asfalt. De ce zic? Salut, mai joci de Hunter Call of the Wild? Desigur! De ce mă întreb asta? Am făcut alaltă ieri live cu The Hunter Call of the Wild, este pe canal. Un live foarte mișto, adică am atins 5000 de puncte fixelul foarte, foarte rapid. Le recomand să-l vezi, e frumos. Mecanicii te mai așteaptă că acum știu că ai un Mondeo 3 pe benzină? Ăla e o variantă a mea dintr-un alt univers paralel, mă gândesc. Unde e Malino? S-a văzut partea asta? Așa, duce tractorul, gaci. Let's go, boy! Da, îmi place asta totuși că nu scoate atât de mult fum. Ăla micu, mamă. De ăla nici nu prea îl vezi pe el așa la față din cauza fumului, e ceva rău. L-am testat pe toate. Iar ăla e groaznic. So, făcea drumul în dreapta și cel de țară făcea la un moment dat stânga. Probabil aici. Dacă nu mă înșel. Asta cred că e, o luăm pe aici. Combinația perfectă, avem o momentul de față dintre Mudrunner, Euro Truck Simulator 2, transport, da, Expedition, explorare și bineînțeles Farming Simulator 25. Hai șefule, haide! Ia fii atent ce repede. Deci dacă fac... lol. Tocmai ce mă învățasem să bag all-wheel drive-ul foarte rapid. Am greșit butonul. Andrei, salutare Andrei! Ce ce-i bine că avem 3 garaje, doar că pe ultima harta e ceva de muncă, să deblochezi toate opțiunile din garaj. Foarte bine, cu cât mai multă muncă, cu cât mai mult content, cu atât mai bine. Asta vrem. Mucho trabajo. Îi dăm după, nu, cam pietre aici, îi dăm după pietrele astea, îi dau un pic o forțare. Yeah. Aici cred că s-ar fi descurcat scout-ul pe care ni-l dă, care e slab, știi? Cu scout-ul te chinui, eu îmi place să fac lucruri distractive. Dar e într-adevăr miștoc. Îmi place scout-ul ăla, cred că e unul dintre scout-urile care îmi plac cel mai mult. E, acum stai un pic, că nu știu exact. Pe unde? Păi stânga pare că se... stânga se continuă, sau hai stânga.
Suntem cumva pe la înălțime pe aici, se pare. Și cred că pot să-i dau un high. Let's go! Mamă, cum urcă pe high, băi, zici că nici nu e ideal, mă. Ala-i, auta-mă. Prea mețitor de la volan. I-am dat ceasă lui Alin. Op, op, piatră. Uuuu! Pe limita răsturnării am fost acolo. A, să o forțăm un pic pe aici? A? Hai să vedem dacă putem să o forțăm, dudes. Știu drumul, l-am văzut, dar sunt curios dacă o pot forța. Low. Nu merge. Nu merge din cauza ăstea, dar vreau să încerc. Pietrele sunt nesimpoarce, vezi? Dar dacă facem... Sprea pe piatră. Ai! 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 Ai că duce! Ai că duce! Nu cred! Hai, Aline, munciuiește-te! A? M-am munciuit? Nu. Poate, mă? Nu cred că e el. Ia. Hai, mă, că poate, mă. A dus-o, a dus-o. Ușor agale, dar s-a descurcat. Nice! Ei, dacă și s-a descoperit o bucată mare... Deși mi-ar plăcea să mergem de aici. Descoperim și ceva misiuni de pod. O, fata! Bun. Mamă, ce frumos arată harta. Trebuie să recunoașteți, harta arată foarte mișto. Și în mijloc văd că are o insulă pe care putem să vedem și turnurile alea, parabolicele astea foarte mari, uite-le aici. Deci arată demențial harta până acum și asta este doar una dintre ele. So, noi suntem, ia să vedem, pe aici. Hai să ne continuăm drumul și să ajungem la pod aici. Mi-ar plăcea să luăm misiune dacă există. Și ca să ajungem acolo... O să o luăm în față, pe tot drumul ăsta, dreapta aici, la pod aici. De la pod o să-mi curesc alt drum în altă parte, gen. Hai să vedem, dacă ne iese treaba asta. Cred eu că am suficient de multă motorină să ajung acolo. Da, uite-te și cum se vede de sus, deci... Ceva frumos! Este? Mamă, vine partea de rock climbing. Partea nașperleană pentru tractorul ăsta, pentru că alunecă foarte mult pe piatră. Hai, 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 prinde-o! Mama! Era Alina acolo. Așa că astea trebuie să făcute din două. Ok, bune, 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 bun. Aici o să luăm misiunea asta, o să le iau pe toate, ca să le avem. Nu le fac acum, dar să știu că sunt acolo, știi? Și pe aia le activăm pe cele pe care vrem să le facem. Deci primești dios drumul pe aici, eu sunt cam lat pentru drumurile astea. Viteza 5 atât de lent, mamă. Barba Neagră, ai cumpărat mapa global? Nu știu ce înseamnă asta. Am cumpărat tot sezonul. Adică cele 4 hărți, cele 4 mape. Și? Te-ai exprimat un pic greșit acolo, nu știu exact la ce te referi. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun. O, aici nu mai e bun. A, bă, da, e bun. Dăm stânga. Claro. De asta am pus și acel waypoint. Uau! Pietrele îmi dau emoții. Neavând suspensie, le iau din plin, știi? Hai, șefule, hai. Atât. Știi ce? Hai cu hai acum. Rupe cu haiul, dă... Paleu!
Ia uite, și deja acum iar a venit apus, bro! Deci m-am mâncat, nu pot să fac un game de la plus din simplu fapt că noi jucăm pe salvarea originală, adică eu aici vreau progresul pus, știi? Ho. Hai să facem zi. De ce nu mai joc Ark Ascended? Pentru că nu este optimizat, man. Nu pot să și joc, să și înregistrez. Nu mă lasă. De asta nu mai joc Ark Ascended. Ala e. Până nu scot și nu cred că mai scot. Au zis că își bagă picioarele în el de joc. Îi doare în cur. Dar a apărut Palworld, care este mult mai bine optimizat. Și este cam un genul ăla. Deci, nu. Da, nu mai este realistic, poate. Dar este fun. Vreau să iau pe dreapta. That is very interesting. Fii atent că avem materiale pe jos. Posibil să putem să le luăm pe astea. Ok, și avem și podul ca, pe care îl văd acolo. Astea sunt materiale, ceva zonă în construcție. Și de asta noi va trebui să ocolim pe aici. Bă, frumoasă zona. Deci până acum îmi place. Îmi place, îmi place mult. Sper ca și cealaltă să fie la fel de bine făcute. Dacă îi dăm un hai, am ajuns, suntem aici. Alinu, nu-l văd pe Alinu, unde ești, Aline? Sau avem podul. Misiunea aici, ceva este făcut? Ia, e posibil să o luăm din altă parte, este? Da. Păi și înăuntru. Ia mă ce în față. Cât de greu să fie. Faină de tot insulița asta. Da, e greu. E greu, e greu de trecut aici. Nu mă bag. Nu mă bag, mă înșer că e dificil. Alinu e aici, se pare că s-a blocat un pic. E cu ceva mașinuță, uite. A, tot cu tractorul, mă. Și acum. Deci dacă nu poți să iau misiune de aici, trebuie să ne întoarcem să o luăm pe aici. Sau am putea să continuăm. Sau putem să o luăm și cred că ar fi super interesant să facem asta. Exact. Hai să vedem dacă tractoarele noastre duc pe verticală. Mă gândesc eu că fiind amândoi și cu winch-ul, adică cred că putem să-i dăm de cap. Sper. Problema este la pietrele astea, nu oferă prea multă aderență. Da. Avem drum în față în construcție, putem să-l ocolim. Bun, stai un pic să mă uit. Bun, hai că nu e rău, hai că nu e chiar așa. Cred că putem să o luăm pe aici, pe unde a fost căderea de teren, mă gândesc. Nu pe aici, fii atent că am văzut alt drum. De acolo mă așa ca pe scări. Stai că asta e... De asta medicală, știi? Uite așa. Și o forțăm un pic și cu un copăcel. Atât. Hai, nene, de mine. Let's go! Aia e! Aia e de copac el, mă! Oh! Eu credeam că l-am prins, mă, dar nu se prinde de playerul pe care eu îl vreau. Ba, aici e un pic cam dificil, văd. Biruim! Fază lungă că e până și pe Leana. Când prins pietre de astea e puțin. What the fuck, cât aveam, zici că am născut o piatră. Așa, și acum o să o ducem pe aici. Tot așa o tăiem prin frunziși. Ala-i. Hai, prinde gripul. Are în dreapta piatra, e beleaua. N-are nimica. Dar și să ne ajutăm un pic să trecem de piatra asta.
Aici e puțin cam greuț. Gata, șeful, ia uite. Aici am trebuie unici, deci n-am cum fără. Opa. La copac, mă. Așa, mă, băiatule. Hai. Let's go. Hai, Aline, bag aici. Ia seama că putem să-l tragem pe Aline. Let's go, boy. Haide. Merge? Merge, aici e puțin buza aia de piatră nesimțită. Gata, frumos. Îți pune-mă tractoarele astea, dacă ai un pic răbdare cu ele, geniale. Iar pe aici văd că nu mai e așa mult nămol, deci avem o zonă cu nămol, gen nord-est, cam așa, dar în rest e bine. E mai mult provocarea asta de deal, că trebuie să urge și îți trebuie un pic de tractare. Ca și putere. Uite și tu cum se vede de aici, mă, ce acasă. Ia uite și tu. Băi, se vede tot. Da, mă, e frumoasă. Avem și un sat, avem insulă, râu mare, slash lac. E ce trebuie. Așa, și mai avem încă una aici. Doar că va trebui să traversăm sau să o luăm prin partea cealaltă. Pe pod nu pot să trec acum. Vezi treaba? Cred că dacă ne ducem... Păi, cred că de la garaj este cel mai bine. Garajul e aici, trebuie să o colesc pe aici. Ba, nu. Tot noi suntem cel mai aproape de zona asta. Deci, Gateway to Pine Line Bay. Păi noi nu suntem un Pine Line Bay. Noi acolo suntem. Deci, posibil să ne ducă pe partea cealaltă. Asta înseamnă că dacă o să cobor... în oraș și vin aici, e posibil să mă ducă dincolo și atunci suntem mai aproape de zona pe care vrem să o explorăm. Bun, let's go! Sună plan cu jumătate de rezervor de motorin benzin. Dar DLC-urile dispar la un moment dat sau sunt permanente? Sunt permanente, că de-aia plătești pentru ele, man. Hai așa să vedem pe unde Dumnezeului cobor. Bogdane, salutare, Bogdane! No, chat-ul se mișcă prea încet pentru a fi desfrunzit. Las că selectez eu aici ce trebuie să răspund, nu-i problemă. Hai, șefule. Lasă acolo oamenii să aibă prispiciu. Păi, zic că tot pe unde am urcat, masomenos, ar fi binișor. Și acum chiar mă bazez pe roțile astea duble să nu mă răstorn. Ok. Hai să încercăm și așa cu spatele, poate e mai bine. Oh! Mamă, ce întoarcere frumoasă am făcut. Deci, am primit un 10 la acea întoarcere. Ceva frumos. Un pic de damage, dar este primul damage pe care îl iau. Uite-l palin cum se dă peste capia. Eo, nota 10, gimnastică. Very nice. Am obosit cu timpul ăsta. Hai, Aline, că poți. Tot cu spatele, uite-le. Bun, hai să vedem dacă ne descurcăm aici. Asta ar fi una dintre glume. Cum să nu te descurci, mă, cu ăsta ce ai? Bă, trafic, dacă ar băga și în Expeditions, ar fi super. 5 din 5, asta este. Mergem cu tractorul, let's go! Salut, nici te rog cum se cheamă modul de pe FS22 cu care faci ruta pentru că automat că nu-l mai găsesc nicicum. Nu există mod. Este, de fapt, dacă te referi la ruta prin oraș, că ai ruta, atunci este lucrător automat din joc. Nu există mod. Dacă te referi la ruta pe terenul agricol și îți recoltează singur, se numește Courseplay. Pe Nadia cred... întoarcerea, da, mi-o asum. Ai văzut și Alina a făcut frumos un front flip așa, un skateboard de mai trebuia pe față.
sau un un scooter, de ce nu, e mai modern o leacă. Și făcea și un extra punctaj acolo. Pro skater. Ia mă, și ăsta? Ah, mărim un pic viteza la high. Nu foarte mult, dar un pic. Bă, sper să meargă treaba asta. Let's go, boy! Nu! Ne deblochează pasajul abia după. Aoleo! În cazul ăsta nu avem ce să facem decât să traversăm, dar nu putem să traversăm, așa că literalmente nu avem ce să facem. So, trebuie să ne teleportăm la garaj, să o luăm pe aici pe la dreapta ca să ajungem în partea asta. Da, altă, mă uitam să văd, altă posibilitate nu avem. Mamă, dar ce hartă mare, bă, frumoasă, îmi place maxim. So, asta facem, îi dăm recover. Nu mi-a spus cineva dacă putem să... De unde putem să luăm camionul? Cum, camionul mă interesează. Putem să luăm de pe Rusia? Că dacă da, trebuie să ne mutăm o leacă. So, să luăm pe ăsta să testăm? Let's go! Din păcate, ăsta nu are varianta de două roți. Așa că sper din tot sufletul să nu avem nevoie de două roți. Bun, păi hai să facem o rută faină. Gateway to Reactive Zone. O să mergem și aici dacă nu este închisă zona. Sau normal trebuie să luăm pe drumul ăsta, așa, țanca, țanca, țanca. Doar că știu că drumul ăsta e foarte nămolos. Dar fii atent, dacă fac dreapta și o iau pe aici și ies la drumul ăsta și trebuie la Logical Solutions. Bam, bam, bam. Hai să încercăm ceva mai nou, bine? Facem aici dreapta, ies la drum, urmez drumul care e foarte șerpuit, intru în oraș și ies în oraș pe asfalt. Hai, Aline, să vedem dacă ne descurcăm la treaba asta, că e puțin dubioasă. Da, cum v-am spus, ăsta are... Da, are DPF delete pe el, deci n-are nicio treabă cu euro, în general, e zero. Asta este. O nebunie. Condus de la volan e ce trebuie, are un volan de 1,5 m, băiatul. Autel. Mamă, n-are direcție, n-am nimic, am în cap, aș viața la voastră. 300 de litri, fii atent. Dacă ăla era bun la 100, gândește la 300 cum e. Mem de mem. Mamă, ce repede am băgat oil drive-ul. Evident, la 300 de litri. Oh, wow, 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 wow. Ai viață, nărăvaș ăsta. V-am spus, e foarte funny cum face el așa. Ia uite-l. Ce-a vorbim, coaie? Din păcate, ăsta n-a putut fi modificat la intake. Așa că... Păi tu mergi cu roțile alea așa? Normal că îi dai bine cu roțile alea. Ale mele se înfundă. Mamă, mi-a dat fum, coaie. Uite-te la fumul ce l-a pus Alin în față. Las-o încolo, coiță. Ireal. Ireal. Eu credeam că ăsta se descurcă bine, doar că faceți gălăgie... Și așa gen sare pe aici, pe acolo și ai impresia că el merge rapid, dar de unde? Noi ne-am dus. Aha, pe unde am vrut eu să iau și pe unde am ajuns? Da. Ia-o pe aici. Prea ocupat să topăi, uitându-mă și la Alin cum îmi dă fum. Ia uite mă, mi-a dat praf de fapt, nu fum. Eu dau fum cu ăsta. A dus dracu ruta mea. Alinca, o luăm pe asta rapidă. În ghilibele. Hai șefule, hai. Așa. Ce vorbești, mă, că n-are distractorul ăla cu două roți și pe față și pe spate n-are niciun pic de stres. Hai, Aline, ia virajul ăla astăzi. Let's go. Ia mă să băgăm haiul acum. Ok, boy. Nici că sunt prin orezării. Ala, rupe Fâșulescu. Cata mă, ce ai, m-am calmat acum, ia uite ce frumos iau. Nice! Dacă am făcut ceva cu mașina, man, a fost duminică! Duminica nu se lucrează, așa că de luni poate aflăm ceva. Dar momentan nu mi-a zis mecanicul nimica. Dacă lucra la ea, îmi zicea. Sincer, cred că s-a și plictisit un pic de mondeul meu. Hai, șefule, hai, tată. Vedem că Alin nici nu mai caută pământ, el se mulțumește și cu marea. Sub el.
Numai că pe asfalt îl iau. Deci ăsta e mai fâșnesc pe asfalt. Dar doar pe asfalt. A, și la țopăiel îl iau de asemenea. Am mai multe țopăiel pe minut decât are Alin. Hai. Un pic aici de tracțiune pe dreapta. Mă, ăsta-i drumul? Da. Bro, uneori roțile lui nu se mișcă. Unele dintre ele. E din țopăială. Grupul tractoriștilor, uite-te ce e aici. Lol. Poți spune cum se cheamă primele două șiduri care le-ai pus în ferma de pe Zielonca? Am făcut tutorial cu shader-ul, așa că caută Farming Simulator sau Barbă Neagră shader și o să îți dea acolo tutorial cum să instalezi și ce trebuie să bifezi. Alea două sunt. Nu este special pentru Zielonca, shader-ul de farming. Bagă tare. Mamă, ce m-a umplut de praf! Vezi tu, e și rău tăcios, că eu nu am cabină, știi? Deci tot praful ăla îmi vine fix în gură. Ia uite și tu, mamă, aici e greu. Aici e greu. Unde fugi? Vino cu coace. Unde te duci așa croit? Hai așa să modific și eu timpul. Let's go, boy! Zici că camionul are o misiune? Posibil, nu? Vedem. Acum ați concentrat pe a explora. Camionul cred că îl facem tot așa, ori pe un live, ori într-un video ceva. Probabil într-un video de prezentare. Încotro. Cred că dreapta ca să ieșim la asfalt. Yup, clar categoric dreapta ca să nu că fix. O, de Aline! Let's go! Hai așa două secunde. Deci nu știu ce se întâmplă, nu mai merge click-ul pe chat-ul meu. Trebuie să găsesc o soluție la treaba asta. Cred că dacă bag în, că dacă vreau să bag în seama oamenii de pe chat, cred că trebuie să intru pe telefon. Mamă, dacă o să arate FS25 așa, a? Sau vreun FS vreodată? N-am calculat-o până aici, dreapta parcă. Păi, nu, stânga. Băi, dacă e așa, nici nu mai facem agricultură, fii atent, o să fie atât de distractiv. Cu nămol mă refer. Oh, stai ușor că avem pietre, șefule. Să le ocolim. Hai cu haiul. Fuck yeah. Oh, ba nu, haiul e... Hai mic. Aia a treia. Gata, fraților, Eurotrack cu tractorii, uite. Mamă, ținte bine. Polo! Am luat acolo un pic marginea aia. Alinie mai lent aici, v-am spus, pe asfalt. Sunt șef. Old Road. Asta nu mă interesează. Ce mă interesează este să deblocăm chestii, dar se pare că aici nu putem să deblocăm chestii decât după ce facem podul. Ok, bine de știu și asta. În dreapta nu mai merge, vedeți treaba asta. Deci, hai să vedem și în stânga ce e pe aici. Și consider că am explorat această hartă cam toată. Mamă. Holy fuck, dude. Și aici. Aici cred că au pus toate biomurile și lac și nămol și piatră și deal. Hai cu doiul. Well, this is interesting. Nice. Ia să vedem pe unde ne situăm.
A, explorăm partea asta, ok. Măcar mai îndepărtăm din negru, pentru că pe partea asta nu mai avem watchtower. Deci negru ăsta o să rămână pretutindere dacă nu explorăm noi zona. Opt-o! Haide, haide! Jap. Nice. Very nice. Genel, salutare! Bună seara, Dragoș! Răzvane, nu, la un FS nu. Decât SnowRunner. Avem foarte mult de explorat în SnowRunner. Pe acest mirobolant DLC. Hai, șefule, hai, șefule, că vibrezi de tăia dracului. Dar, Răzvane, tu o să decizi ce fermă vom avea pe următorul live, care se va întâmpla ori marți, ori miercuri. Ori ferma UTB, ori ferma de animale. Oh! Care din ele? Ești bine, tata? L-a durut capul. S-a frecat un pic acolo la ceafă. Sau Elm Creek, că avem 3. Ia să vedem că am explorat zona. Da, se pare că am rezolvat-o. Hai încă un pic aici. Păi am scoutul, am. Scoutul avem. Dar nu avem camion. Ăla mă interesează pe mine. Wow! Gata. Aici am explorat tot ce se putea explora. Sau îi dăm un recover la băiatul. Uite ce scoutul. Ia uite-l. Asta este scoutul. Se descurcă bine, dar tractoarele sunt net superioare. Știi ce zic? Ce mă interesează pe mine este acest camion pe care îl găsim la Heavy Park. Da. Este asta. Truck is not available in North America. Sau, din moment ce scrie rusă, eu cred că este available în Russia. Și noi avem bani? Da, avem bani. 1.840. Ok, bine. Deci eu pe ăsta îl caut. Și ăsta este băiatul. Hai să mergem. Dai așa să-l înștiințez pe Alin că schimb aici. Intrăm rapid pe Rusia să luăm camionul pentru misiuni. Și pe o să mergem și la, mă rog, și pe cealaltă hărți. Bă, sper să găsim asta aici. So, hai să mergem. O să... Nu mă interesează decât să cumpăr. Asta înseamnă că dăm la Global Map și găsim una rusească. Yukonul sau Taimiru mai degrabă, cred că ar fi mult mai ok. Drownlands, e cea cu garajul sau avem Quarry? Quarry parcă și plecam, stai așa să văd. Nu, Quarry n-are garaj. N-are. Păi și cum îl luăm? Îl luăm. Poate doar să-l... Știi cineva dacă e pe undeva? Găsit? Cel mai bun camion din joc? Mie îmi place Royal-ul și Taiga-ul. Dar ca și moduri avem mai multe, nu? Am zis că trebuie să-l găsim. Eu și testez treaba asta. Să-mi iasă mie din sistem, știi? Oh, Doamne, stai așa că trebuie să intrăm. Of, să închid, ia să vedem dacă-mi iese treaba. Aparent sunt întrebări pe chat la care eu răspund, dar oamenii continuă să le dea așa. Nu prea înțeleg de ce. Aaa, aici pot să intru, gata. Așa, mă. Cirițel, salutare! Bun. So, hai să vedem dacă îl găsim la store aici. Deci avem heavy duty. Nada! Dar ăsta era la heavy, de fapt. So, îi dăm un purchase. Așa.
Putem să-l și facem acum. Ăsta este băiatul care vine în DLC-ul sezonul 12. Ăsta și scout-ul pe care vi l-am arătat mai devreme. Numai după roți putem să vedem că e ceva frumos, da? Și este foarte scump. Like, extraordinar de scump. Dar eu cred că se merită. So, hai să vedem. Avem 250 R2. Eu cred că e ceva maxim. Uite de la C minus. Dar power to weight avem 10. Ba nu, avem S-ul. Deci este top of the line. Gearbox fine tune la 5000. A hulking monstrosity of a gearbox. Clar vrem asta. Suspensie. Stoc pare destul de înaltă. Mud tires. Avem MCH1 sau MCH. Astea nu sunt 4. Astea diferă doar la antiderapante. Ele se vor comporta la fel. Winch. Twin motor heavy extended advance. Am advance-ul, se pare. Twin motor heavy. Ha, mă, și o facem, luăm totul de top ever. Am 15 stock heavy-uri. Stai un pic să mai facem niște bani. Trebuie să mai vând din ele, olea, că am prea multe. Eu cumpăr în loc să le instalez, aparent. O, oh, am făcut 15.000, 10.000 până acum. Și mai lăsăm două. Diferențialul, unlock sau engageable? Ok, engageable. No. Snorkel. Dă-mi-l pe ăsta. Short round cap și duce până sus. Deci e nesimplu, orică ăsta, mă, ce ai? Fii atent. Deci luăm sus. Avem o torină băgată sus, resurse. Remorcă! Dar eu vreau cu sideboard, sideboard bed. Și care era asta? Să avem și remorcă, și da, și remorcă în spate, practic, benă mare, de 1, 2, 3 sloturi și macara. Saddle high merge și la asta. Excelente. Frontul, ia să vedem aici ce avem. Wow, cu cabluri, mamă, ce-mi place asta. Aia nu-mi place prea mult, dar cu cabluri, mamă. Poalea. Clar, fără e dezbrăcat și vorbim. Asta numai, că după aia mi-a resurse dacă pun ceva acolo. Da, ăsta e periculos rău de tot. Și la rims, ia să vedem. Îs la fel. Bun, bă, mie îmi place mult culoarea asta, mă, știți că mă place. Hai să-l vedem pe Nesim Porc, ia. Fireboy. O, avem și o donație de la Alex. Alex, muchas gracias. Vezi și șmara feții acolo. Da, o să avem și Minecraft pe canal, bineînțeles. Da, linie pe aici, mă? Alea-i. Mamă! La asta nu m-am așteptat. Avem direct, e articulat. Nu, wow! Deci nu m-am așteptat să fie articulat nici într-o mie de ani. Bro! Deci e ca și cum ai căra cu, după tine, o remorcă, știi? Nu e ca și cum ai tracta-o, ci căra-o. Ia mai greu, după cum bine se vede virajul, dar eu sper să fie bine, să nu fie rău, știi? Dar e o nebunie. Ia să băgăm, avem all-wheel drive-ul. Da, uneori fac spinning. Ha. Ia, hai să băgăm astea un pic. Low. Diff-ul. Da? Dacă aveam eu diff-ul băgat mereu, era altă viață. Îmi plăcea, și acum am eroarea aia cu mouse-ul. Tu-i gura măzii. Aoleu! Uite, deci tu, eroarea cu mouse-ul. E mare, mă. Pentru harta asta este imens. Mă, nu știu cum să scot mouse-ul. Știe cineva cum putem să scoatem mouse-ul? Poate dacă scoatem HUD-ul? Immersive, ia.
Tot am auzit. A, uite, mi-a dispărut. A, mi-a apărut din nou. Sau immersive nu merge. Direct input. Da. Și după a apărut din nou că am apăsat pe pedală. Deci iar are eroarea aia. Da. Păi nu merge click-ul. Când apăs pe pedală, este o greșeală cu pedala. Asta este problema. Îți dai seama că click-ul. Dacă click-ul l-am apăsat și prima dată, știi? Click stânga. Genial, băieți, genial, genial, genial. Deci, uite, hai să vă arăt problema. Poate voi n-ați dat de ea. Acum a dispărut, da? Iată, nu apăs nimic decât pedala. Ai văzut-o? Este o eroare pe care SnowRunner o are de foarte mult timp cu privire la mouse-ul ăsta. So, da. No. Și Alin la fel. Oh my god, dude. Voi îmi ziceți acum să... Voi îmi ziceți doar să scot din priză, să fiu sigur că am în priză băgat calculatorul. Deci... Don't underestimate. So, yeah. Putem să jucăm așa, dar fără pedale. Când bag pedala, hați, a apărut imediat, vezi? Ai, este out. Imediat apare. Păi voi nu aveți pedale, ai beleaua, da. Ai beleaua. Da, da, asta cu click-ul, deci nu pot să cred toți, până și Alin îmi zice de click. Bro, cum să zici de click? La click-ul dai oricum, mereu dai click-ul. Punished. Bun, pe ăsta o să-l băgăm la retain. Bun, hai să mergem înapoi. So, global map. Și acum mergem la Columbia, North Carolina. Garajelus. Se rezolvă problema cu un restart la joc întotdeauna. Sau mai merge de asemenea cu o decuplare a volanului și o reintrare. Mai merge și treaba asta uneori. Dacă nu vrei să ieși. Gabriel, salutare Gabriel! Scot mouse-ul! Da, e departe. E departe scot mouse-ul acum. Hey, dacă mai vorbesc cu Dadu? Da! Chiar astăzi am vorbit cu Dadu. De ce? Tu intri pe YouTube pentru a afla relațiile dintre oameni? Nu te interesează gaming-ul prea mult, nu? Ești pe sistemul gen... Care vă certați, mă? Hai să vedem de unde mi-am și eu știrile. Deploy the beach! Let's go! Da, poate rezolvă și masă. Hai să vedem acum dacă s-a rezolvat. Apăsăm pe accelerație? Nu s-a rezolvat. Da, e o chestie pe care eu o pățesc destul de des. Probabil de la Logitech mă gândesc că funcționează așa cu jocul. Totdeauna am avut problema asta și e ceva ce se rezolvă doar la un restart. Da, nu mai dau restart, fuck it. Eu uneori dau restart și intervine din nou. Problema intervine atunci când fac o combinație de padele cu cumva pedală. Pasca acum, spre exemplu, nu mai am mouse-ul, dar dacă mișc un pic din el... Ah, uite, s-a rezolvat. Yeah. Asta este. Dacă mișc și apăs pe accelerație, apare din nou problema asta. Bun, o să trecem la treabă, să facem și o misiune. Așa. Aici mai era o chestie, nu mai știu care era. Genul 100 de GSI-Tech. Farm simulator, uite ce tare. Farm simulator with heavy equipment side panel. Ho, tare. Și acum asta nu mai merge. Așa. Nu știu, încerc să-l restartez cumva. Da, merge prost.
Răzvan vine cu 10 maraveți. Ar trebui să încerci Project Zomboy, părerea mea. A, nu prea e pe stilul meu, man. Eu sunt mai mult așa, cu mașini, cu tractoare, cu din astea. Mersi totuși. Facem un scandal, pă da. Moldo, seara bună, seara bună. Din păcate nu merge imersivul. L-am testat mai devreme și nu a funcționat. To. Problema v-am spus-o, care este? Se buguiește de la controlul pedalelor și la padele cumva și nu revine decât dacă restartezi jocul sau volanul. Doar că de multe ori dacă scot volanul când sunt în joc, după aia nu mi-l mai ia atunci când bag din nou cablu sau mi-l ia, dar mi-l ia cu force feedback de 50% cât e default. Așa că nu risc lucrurile astea. Multe! Avem așa, Old Road, nu mă interesează, Rubble Trouble. Pentru asta o să trebuiască Metal Beams 1. Restul, nu avem misiuni. Cum să nu avem? Mem, dar câte avem? Running Dry, Water. Deliver to the first water tower, active zone, 2700 de apă. Second water zone, 1900. Aline, facem asta? Ca să nu gen și pe reactive zone. Păi genial, asta că ne-a deblocat din prima. Și o să-l accept pentru că ăsta posibil să aibă și ceva cisternă. Nu are. Trunk, flat boy, deci nu are. Lush maintenance, fuel tank. Asta nu poate fi mai cât fuel și water. Fire tank, 1800. Fii cum facem. Avem în spate. Sau. Pentru că eu vreau să joc cu ăsta, știi? Sau putem să luăm pe ăsta 1800, dar eu trebuie să livrez 2000 și ceva. Sunt curios dacă putem să trecem pe la trailer store și să luăm un trailer de apă. So. Avem Scout Fuel Carrier. Avem aici ce avem? Ce e asta? Tot un Scout. Un upgrade. Trailer Store este în dreapta. Îs curios. Vreau să ajung până aici. Doar că nu prea vreau să ocolesc atâta, știi? Asta este beleaua mea. So, hai să vedem cum urcăm. Eu cred că aș putea să urc pe aici. A, o forțăm un pic așa. Și ăsta este un trailer, de ce? Tot scout. Oh. Bun, tot în față până acolo. Și după aia trailer store aici. Ok, sună a plan. Deci, eu mă duc la prima aici, de 2000 ceva, că vreau să iau și remorcă. Și avem așa, 2700. După care Second Water Tower 1900 și cealaltă 1800. Let's go, boy! Acum e nasol de condus de la volan, știi? Mamă, dar unghiul de întoarcere e prăpăd la asta. Ceva rău de tot. Oh, și mai avem 5 round de la Răzvan. Mamă, dar avem un force feedback cam puternic. Da, mă, e dubios așa un pic. Merge greu, se simte la mână. Raul, salutare, salutare. Pentru poze, Bogdane, există ceva mai bun decât immersive-ul. Pentru poze există ăsta. Adică fotomodul, găsești la Escape și fotomod DPP. Iar immersive zone nu funcționează. Tu ai controlele puse cumva, eu am controlele altfel. Deci, nu mai însugera controle, că tu însugerești controlele pe care eu nu le-am, știi? Adică eu mi le-am schimbat, le-am altfel. Iar immersive-ul nu funcționează. Ne băgăm? Haida! Hai să vedem dacă urcă băiatul. L-am dat pe low. Putem să-l dăm pe low mai high un pic. Ca să mă asigur că o ia. Haide, bă, Aline, bă, la livration! Hai să mergem amândoi. Bă, eu cred că linia cisternă, mă. Mergem amândoi cu câte o cisternă. Da, mă, ce ai bine de tot. Păi chiar era drum pe aici, uite-te și tu. N-aș fi crezut.
Cred că nici nu e nevoie, mă, să dăm pe low. O să dau pe high mai sus și pe automat acum. Pentru diff băgam low-ul, știi? Asta era. Așa. O, l-avem pe Ciprian prin zonă. Salutare, Cipriane! Te gusta? Snow-ul. Muchas gracias. Dacă trecem acum și pe partea cealaltă, putem să începem să explorăm și altă hartă. Alin, cred că asta se ocupă acum. Ce-mi știu era să ia Alin încă un tractor după el și astfel putem să explorăm amândoi și altă hartă. Mamă, trebuie să o duc pe aici, pe toată treaba asta. Mamă. Vreau un high acum? Da, vrea. Surprinzător. Nu ce dubios să stau. Și foarte lung. E cel mai bun camion cu care am jucat până acum, să știi. Este clar categoric interesant. Clar e interesant. Dacă despre performanțele lui, da, nu prea sunt ceva de lăudat. M-a așteptat la cu totul altceva. În primul rând, direcția... Like, eu fac stânga de mă ia dracu, știi? Direcția asta articulată nu este preferata mea și este foarte lentă direcția articulată. Like, înțeleg de ce se face o articulație. Practic, în situațiile astea de heavy duty off-road, o direcție clasică este mai sensibilă. Uitați-vă și voi aici când avem podul făcut, trebuia să coborăm pe jos. Aline, dai și mie o tractare din partea cealaltă? Sau? Ia stai să vedem. Dacă merge un pic o șmecherioană. Nu merge, poate merge să mă împing. Mamă, dar ce... Uite-te la ce distanță mică pot să dau ăsta. Vezi, nu are putere. Poate dacă facem un diff. Vezi, uite cum se învârt roțile. Deci nu are putere. Nu prea vrea să ia direcție aici. Nu mai pot aici. Hai. Nu, cade așa. Eu fac dreapta, dar direcția nu o ia dreapta. Cred că din cauza că nu mă lasă lemnul ăsta. Tinde. E bun. Că dacă o iau așa un pic... Eu mă așteptam să fie pod aici. Oh, this is no bueno. Așa s-o gândim o leacă. Sau nu. Dacă dau acolo, nu e de bine. Bă, aș putea să încerc așa. Deci n-am cum altfel. Sunt foarte blocat aici. Mamă, stric toată pădure. Dificilă situația asta. Poate dacă mă fac așa. Vezi, deci direcția hidraulică nu merge indiferent. Uite, deci tu. Te pur și simplu prea slabă. Alin nu cred că are forță cu tractorul, a? Sau? Poate să-mi dea un pic de balans? Sunt tare curios că nu merge asta mai mult.
I-am dat low, low de tot. Nu vrea, dă nicio culoare. Bagă tare. Na, nici nu se mișcă, uite-te și tu. Deci putem concluziona, fraților, că nu este un camion foarte bun. Nici ăsta nu este un drum. Dar camion în sine, mult camion, puțină cisternă. Sau, hai să-l returnăm pe băiatul. Este prea mare harta de explorat ca să o facem cu băiatul ăsta. Uite, de aici nu pare că este articulat sub nicio formă. N-ai zice. Îi dăm un retain. Și la track storage mai avem ceva mai special, să vedem. Kenworth. Băgăm un Kenworth, poate? Ia, și-o vedeam-oș. Am putea, de ce nu? Nici ăsta nu este excelent. Dar hai să vedem dacă are o cisternă mare de pus pe ea. Fuel tank, oil. Wow. Asta e heavy duty, deci asta o știm sigur. Mamă, cât ai? Fire de 1800. Și luăm remorcă sau umplem de acolo. Ar mai fi și asta o idee. Loading crane, nu cred că o să întrebuiască acum. Asta ce e? Macara mare. Ia mă, să vedem cum e. Stau, știi ce mai putea să mai facem? Să mergem cu tractorul și să luăm o cisternă. Doar că nu știu sigur dacă o va atrage. Ar fi interesant să testăm chestia asta. So, ne luăm cel mai potent tractor al nostru. La customize în spate, mi se pare mie avem ori aici, frame add-ons, da, rear coupler, raised sau lower, păi, dar nu știu exact cum o să conteze asta. Loading crane, crane support, barrel weight. Mamă, nu știu dacă o să meargă, deci sunt foarte curios, hai să vedem. Uite aici să testăm lucruri. So, trebuie să mergem până la trailer care e tot așa în dreapta. Urcăm pe același drum pentru că din când am văzut se comportă foarte bine, deci niciun stres. Și merg până la Alina aici la trailer, vedem dacă putem să conectăm o remorcă. Chiar dacă o putem conecta, nu cred că o să putem lua una de aia mare și dacă o luăm nu cred că o să o miște, dar vedem, vedem, vedem. Cred că ar fi foarte tare, mai ales dacă mergem în tandem amândoi. Na, e fain, știi? Bun, hai să vedem. Sper, merg cu speranța. Resperanța, scuze. Am vorbit fără diacritice din aur, what the fuck. Cam grea harta. Dacă ai utilajele potrivite, nu e man. Asta, noi testăm acum niște lucruri, știi? Adică, logic, nu este normal să te duci cu tractorul și să cari ce vom căra noi acum. Utilajul pe care ni l-a dat este în regulă. Dacă mergi cu el pe drumuri, eu am mers cu el pe un pod nefăcut, adică ce vorbim. Sau cu toate putem să lucrăm, nu e cu stres. Numai că eu vreau să fac și lucruri mai diverse și cât de cât interesante. De asta le schimb, altfel insistam cu ăla. Dacă mai atrag o cisternă de 2 tone 800 sau 700 cât avea, nu știu ce să zic, nu știu dacă mai urc în situațiile astea. Da. E, tractorul are potență ca idee. Ce nu are tractorul este greutate. Și dacă nu ai greutate, nu ești înfipt în pământ să ai tracțiune. Ai beleaua. Și dacă prind un pic o suprafață de asta mai cu pietre, alunecă doia naiba. Ia uite. Deci la pietre chiar nu poate să facă față, neavând nici suspensie, nu se poate mula pe ele. Da, sau s-ar putea să nu fie o idee foarte bună, dar până atunci băgăm haiu și rupem! Let's go, boy! Oh, că luăm damage! Mamei! Gata, s-a dus, s-a dus! Salut, cum pot să bag moduri în SnowRunner? Te duci pe mod hub, cum e, mod, modio.io parcă sau ceva de ăsta, Modio se numește și de acolo te conectezi cu Epic Store-ul sau cu Steam-ul tău. De aici vreau să schimb ceva, sau s-o avem Steering Wheel Direct Input, Logitech True Force, Logitech Legacy, pe ăsta l-aveam. Yup! Dacă aleg acolo Legacy, nu am force feedback deloc și mi-este mult mai ușor să întorc rapid volanul fără să îmi rup mâinile. Nu se aude jocul? Ar fi trebuit să se audă, hai să-l dăm mai tare.
Yeah. Ia zi-mi dacă se aude acum. Alai! Se aude, se aude. Cred că l-am dat eu foarte încet, că am jucat odată și ascultam ceva podcast. Op, stai că m-am învățat minte. Stai așa, s-o luăm o coliș la fetița. Au, față de camionul ăla are ăsta un, o rază de întoarcere superbă. Hai, pe aici trebuia să vin și atunci cu camionul, știi, dar ar fi intrat foarte greu. Ar fi intrat, nicio problemă, dar greu. Și durează prea mult. Altceva, a? Bun, așa. Cel mai potent camion? Mă, depinde dacă vorbim de modul sau default. Default depinde, pentru că sunt camioane potente în sensul că tractează mult. Sunt altele care merg mai repede pe mai multe suprafețe. Sau depinde de situație, nu este un tractor mai așa. Eu înțeleg că ai CNP, dar contează, îți dai seama că dacă un tractor sau un camion, da, în cazul ăsta, era cel mai bun, l-am fi avut decât pe ăla și toată lumea ar fi jucat doar cu ăla. A, mă, duci tu, poa, treaba că stii și fii bărboți aici și dracu. Mergem cu a treia ca fetele. Nu uităm. Bă, bă, Construction Simulator. Săptămâna asta. Nu știu, man. Când vine pe canal, vine pe canal. Nu dezvolui programul meu pe care l-am minunțios creat. Am un program de postat pe care nu-l spun nimănui. Cum fac doar YouTube și nu mai am și altă muncă, sunt întreținut de părinți și de Mihaela, îmi permit să postez cum vreau eu și de asta nu am un program. Dar programul minuțios creat o să-l fac public săptămâna asta, probabil. Hai mă, că se vede aici trailer store-ul. Chestia e că eu nu știu dacă putem să atașăm ceva pe spate, ținând cont că noi avem punctul de cupleu prea jos. Cred eu. Acum vedem, ia. Bă, mă, dă-i tare, chedita mai pudu aici, ce-ai? Let's go! Salutare, Ionuț! Memă. La 84 nu e bine. Eu vreau să explorez și din harta cealaltă. Ce mișto ar fi să putem să ducem cisterna de apă, uite ce frumos se vede, ca să putem după aia folosi tractorul ăsta în explorarea celelalte hărți. Cea cu reacție. Haiu. Aici haiu ca să spargem tot. Niște rost de-astea duble pe camioane n-ar strica. Bună seara, bună seara. Bă, dar nu mai urcă... What the fuck? Nu mai urcă trotuarul. Stau, groceries. Cred că pe aici avem trailerul. Cred că e pe aici. Yup. Banul ăsta este warehouse-ul. Este un pic. Trailer store. E abia în partea cealaltă. Prima la stânga. Ok. Nice. Putem cisternă? Ar fi super tare. Ok. 2000 acolo, 2000 aceea. Deci trebuie să facem câteva drumuri, Aline, se pare. Acum să vedem cum se descurcă cu toată încărcătura asta. O să fie cel puțin interesant. Bun, acum trebuie să mergem la Reactive Zone, se pare, și pentru a face chestia asta va trebui să mergem în partea asta pe asfalt, să luăm la stânga, după care dreapta aici, continuăm drumul și vom ajunge aici. Hai! Vamonos! Deci avem apa, da? Nu.
Păi stai, de unde băgăm apă? Eu nu știu de unde să bag apă. Știi cineva de unde băgăm apă? N-am mai băgat apă până acum. Uite o chestie pe care n-am făcut-o până acum. Nicolae, salutare! N-ai pierdut mai nimica, nu? Ce ai? Noi nu facem nimic de o oră și jumătate de când e live-ul. What the fuck? Dementul zice, chat de arătăși noi susține apăsând butonul de like în semn de respect pentru contentul oferit. Ar ajuta maxim. Ar ajuta maxim. Dar e duminică, așa că n-am multe așteptări. Jocul Expedition? Nu. Pentru că nu a ieșit public. Au câțiva aleși. Dar când o să iasă public, atunci o să-l jucăm și noi. De la turn de apă. Ok, asta e informație bună. Hai să vedem unde este turnul de apă. Oare îl găsim pe cealaltă hartă? Cabin generator, private area, logistic. Mamă, turn de apă. Unde dracu găsesc turn de apă, mamă, cavaș? Town warehouse. Whorehouse, mai degrabă. Bă, eu cred că o găsim acolo, mă. Hai să mergem așa. Îmi place că s-a conectat foarte bine, gen la nivel. Ia, va monoșim un pic. Oricum, gol, logică. Opa. Cum si, cum sa, senior. Nu este excelent, să știi. Mamă, și e gol. Dacă mai punem 2 tone pe el, am ierlit-o. E, pe map runner, info lângă chat? Unde? Nu știu la ce te referi. Stai așa, sparchez pe dreapta să mă uit la ce te referi și cu ce mă ajută treaba asta. So. Avem așa. De ce am... De ce trebuie să pun pe map runner? Harta de pe map runner, info lângă chat. Dar nu știu ce înseamnă asta. N-am idee. Nu l-o seman. Turn de apă dacă vrei să mă anunți. Asta caut. Bă, dar mă cam panichează o leacă performanța asta. Nu este excelentă la tractarea cisternei și mie că atunci când o să o umplu o să fie nașpreleană rău de tot. Să-mi pun harta seblocată? Seblocată. Pun harta seblocată. Man, dar n-am probleme cu harta. Harta e bine regulă. Este foarte bine harta. Tur de apă pe mine mă interesează. Mergem un pic cam pe risc așa. Dacă nu, măcar să trecem în partea cealaltă să explorăm zona. Trebuie să fie un tur de apă pe undeva, nu? A, nu, să văd harta tot timpul. Nu, că ocupă spațiu, Doamne ferește. Nine. Yep. Tractorescu pe SnowRunner. Păi da, oriunde, mă, în orice joc mă vezi și în Counter-Strike tot cu tractoraș împușcat, ce ai? Hai să băgăm și noi pe haiu. Let's go! Mamă, nu mai e haiu pe care îl știam eu, fii atent. Asta e un hai mai dificil, așa. Performanțe scăzute. Stage 0 se pare că are. Da. Greuță situație. Mi-ar fi plăcut să am niște sus, niște carburant. Hai, linia de bice. Hai și asta, mă. Nu ne incomodăm. Alinia este pe high. Văd că cam țopă e. Da, se țopă e o leacă pe high. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Eu sunt uimit totuși că o trage. Dar bine, na, nu e plină. Eu mă gândeam că nu o să poată să tragă, tractorul fiind ușor. Dar se pare că am avut noroc. Hai, Aline, dă-i bici acolo! Dacă am observat fluturi, în joc, sunt o grămadă de particule. Ce întrebare dubioasă. Pan, avem o serie foarte stufoasă de vreo 90 de episoade de Snow, adică... Salutare, Vasile! Pe situl ăla găsești tu unde e turnul de apă. Pe situl ăla găsești tu unde e turnul de apă. Ok. Nu știu ce înseamnă asta. Nu știu unde e ce sit. Ceva site de construcții te referi? Sau...
sit arheologic, e pe cealaltă hartă, e pe alta. Presupun că e ceva de construcții pe harta viitoare, cealaltă pe care o să intrăm acum. Ai șeful Europei Fâșulescu. Că ne apucă noapte pe aici. Mamă, s-a răsturnat, s-a răsturnat! Aoleu! Cisterna și-a revenit, ok. Mamă, fii atent că aici trebuie să fiu atent la piatră. Mamă, te iau, te iau, te iau! Ala e! Frumos, frumos! Poți să iau apă din râu? De unde știi? De unde știi tu? Ai testat tu treaba asta? Presupui că e ca în Farming Simulator? Gata, fraților, se pare că am intrat în zona radioactivă. Mă gândesc. Reactive Zone, Carolina de Nord. Ete și apa. Sau ăsta este rezervoarul. De aici luăm apa, fii atent. Ah, ce frumos! Ce ușor totul! Totul este ușor aici. Deci mergem în fața frumos la rezervoar și am rezolvat-o. Politicianul de opa, acolo, pe acolo trebuia să o luăm? Are el intuiție? A, poate are, ia fii atent. Știe el ceva, ia să vedem ce știe. Ce suspensii? Totul nu... Da, are niște suspensii. Are o compresie de o nebunie. Zero! Bogdane, au ăștia aici, turnul, n-ai văzut? Pac, frumos, ne arată cum să luăm apă. E, facil de facil. Cum zic spaniolii. Easy peasy. Și aia, mă, că duce bine. Faptul că luăm apă de aici și nu mai trebuie să mai vin cu apa, cred că putem să ne descurcăm cu tractorul ăsta fără mari probleme. Adică, poate vom avea, dar nu mari. Pe Răsturnation văd că stă foarte bine, având roțile duble față-spate. Nu ne blocăm pe nămol. Sunt bine. Sunt mult mai bine decât credeam eu. Ce-mi place că tractorul ăsta stă pe high foarte stabil, adică nu-i se oprește motorul aproape deloc. Trebuie să-l oprești de tot. Opa, asta și că avem și trecere. Deci deja aici văd mai multe păduri, e mai mult mlăștinoasă zona, dar interesantă, gen are un look estetic. Bagătare Aline, că viu! Se uită pe harta, asta înseamnă. Ole! Și un pic prin lături. No! Oh! Acum. Dai, Olec. A? Acolo. Lol, al meu se ducea, ia uite-l. Tractoriți de fel. Aha, și aici o ducem. Ce mă, e super ușor, pe asta putem să traversăm așa. Genial! Nu mă așteptam la așa de ușor să fie. Eu făceam griji că tractor, că cârcă, mărcă din astea. A, o facem așa, o întoarcere în apă, că până acum nu prea am făcut-o. Bă, amintei cu sus de tot, nu cred că sunt probleme. Le... Ok... În regulă, merg contra curentului, so it's not fun. Gata. Fii atent că o scot fără. Ce a vorbit? Deci încep să ador acest tractor. Și față de alte camioane foarte potente, are ceva în plus, chiar dacă el nu este foarte potent. Abilitatea de a nu se răsturna. Deci aici excelează maxim. Blue, salutare, Blue! Sunt la sentimentul tău, Cosmin. Simulare mâine? Wow!
Dar chiar asta este perioada de simulări și probabil teze ceva. Pentru BAC, cred că se dau simulări, nu? De asemenea, acum, în primăvară. Păi și por donde intrăm? Stai o leacă. Azi că venim așa. Alin cred că s-a urcat pe gard, mă gândesc eu. Da, o să luăm și noi oficial. A, păi dacă am două rozi, nu pot să bag șina între ele? Nu. Vezi, nu... Nu prea vrea să urce. Eu încerc să merg pe șină. Da, fuck it. Hai să mergem așa, pe lângă. A, acum aviu și eu, Aline. Hai așa, să-i dau alea, că pe aici le aute cisterne acolo. Și o să descoperim și noi ce trebuie și te zic. Statusul la Mondeo e că e duminică, man. Mecanicul are și el nevoie de o zi liberă. Vedem în cursul săptămânii ce-mi zice. Adică eu cred că mâine o să ne cheme pe seara să o luăm. Așa bănuiesc. Dacă nu vine cu ceva mult mai grav, știi? A, uite, bă, nu trailer, putem să vin aici cu ceva camion și șmecherie. Bun, deci în față și la stânga și luăm de acolo de la rezervor, a? Merge cu asta, ia. Chef. Water tower. Water carrier. Ai văzut? A fost o eroare acolo și mi-a arătat inițial că nu se încarcă. Acum mă încarcă. Două tone mi-a arătat acolo că am. Este în regulă. Hai să vedem dacă mai... Wow, nici nu le simt. Mă, sigur am două tone. Da? Ok. Deci tractorul ăsta la două tone e... Nici nu transpiră, se pare. Ok. Hai să vedem unde trebuie să le ducem pe astea. So, trebuia tot în partea asta. Deci cu siguranță o să trebuiască să ne ducem înapoi. Și să traversăm pe aici. Asta e toată treaba. Și putem să o luăm așa? Ba da, cred că putem. Ia stai să mă uit. Să o luăm direct, știi? Să ducem să traversăm. Eu cred că ăla ar fi drumul. Adică nu prea văd cum ar fi altfel. Ce nu am eu este motorină. Da, uite, putem pe aici, pe la Alin. Asta e de apă, se vede. La următoarea, la motorin benzin, va trebui să oprim și noi o leacă. Un pic de popas. Da, asta mi se pare că este cel mai mare dezavantaj, și anume că nu avem posibilitatea să punem deasupra ceva. Canistre de motorin benzin, știi? Bă, sper să fie asta drumul. Ține-o în conche negură, habar n-am pe unde o iau. Deci mergem un pic la risc aici. Hai da, ne ajutăm un pic, acum aduc și o încărcătură mai babană. Și pentru următoarea băgăm haiul. Ținte. Bro, cu haiul n-ai stres. Stai un pic aici, e ceva frumos. Ce pe stânga? Ceva întreprindere. Băi, și nebun. Mă, până la urmă și până la coadă, ăsta pare a fi drumul. Foarte mișto pe aici. Hai să băgăm tot așa haiul, să vedem dacă duce. Op, nu duce, trebuie să am un pic de mai mult demaraj. Let's go! Bă, motorina e un pic... Da, e cam pe la jumate, na. Ideea e că completăm misiunea, asta știm sigur. Ce trebuie să găsim după aia imediat este un loc de unde să băg motorina. Asta e. Următoarea misiune știm care e. Căutăm motorina. Am văzut acolo Water Tower-ul. Poate chiar acolo avem, cine știe, și ceva fermă, pentru că da, în acest DLC trebuie să facem ceva agricultură. Avem, mi se pare că au băgat un pic așa, să mai fie un pic de content, știi? Nu mă încântă treaba. Cred că asta e un lucru pe care îl detest să fac în SnowRun cel mai mult. Agricultură. Aici avem ceva de lemne, văd un somil cu siguranță e aici. Alinu e în spate. Da, merge și el, nu s-a blocat. În față avem de făcut agricultură. Merg și eu, adică merg și pe high.
și merg și pe all-wheel drive și tot am consum bun de 5, adică ce să vrei mai mult. E, aici cred că tot în față pe stânga, deci ducem apă pentru irigații la plante, farm sau oraș în dreapta. Boi, eu cred că farm. A, că nu sigur găsim noi pe aici. Cum? Ia. A luat-o pe hai? A luat-o. Ficeline, vrei să mă depășești aici printre pietre? Unde nu e sigur? Asta e. Păi, la fermă avea cel mai mult sens. A little favor. Un favor mic. Bun. Aoleu. Aoleu și vai de mine. Ce s-a dus? Bun. 2000 au fost livrați. O să mai trebuiască, cred. O să dau timpul și eu pe dimineață. Deci avem... Uai, 1900 și încă 1800, deci trebuie să mai facem încă un drum. Ce-am ales? Morning. Afternoon. Trebuie să facem stânga împrejur sau dreapta și să băgăm din nou. Hai. Dar acum trebuie să mergem la următorul, care unde e? Aici. Tot de la rezervor trebuie să luăm. Și avem second water tower și water tanks. Deci putem unul să ducă într-o parte, că e până în 2000, basically, și atunci ne încadrăm. Ok, hai să facem stânga împrejur, mai încărcăm o dată și după aia aducem și la cealaltă. Lunguță misiunea. Nu-i de acolo. Hai, de aline să... Purcedem! Space-ule, salutare, Space-ule! Tractorul nu este mod... Este, nu este mod in DLC, este mod singular. L-am băgat pentru a face lucrurile mai distractive. Utilajele le-am prezentat, cele din DLC, mai devreme. Ne mișcăm mai repede cu cele extra DLC, de asta am ales. Dar e foarte mișto. Tractorul e într-adevăr foarte, foarte mișto. De obicei tractoarele în snow sau Mudrunner, de altfel, au fost foarte micuțele. Știți și voi chirovețul roșu care vine din joc standard. Nu prea este ce trebuie pentru că are o rază de întoarcere oribilă cu, bineînțeles, direcție hidraulică, adică este articulat și țopăie și este îngus, se răstoarnă. Deci, iar tractorul ăsta fix cam asta rezolvă și mai am două tractoare. Unul mic cu care am jucat mai devreme și de asemenea aici intru să explorăm un pic, să vedem dacă avem și noi niște motori în benzin, că e nasoală situația. Și mai avem încă unul pe care nu l-am activat încă, o să facem un clip cu el. Da, mi-e un pic de motori în benzin, aia mi-e un pic acum. N-a fost cu noroc pe aici. Am încercat, să vedem. Să mă duc totuși lângă cisterna aia mare, dar parcă era de apă. Aveam o cisternă mare aici. Dacă nu, cu siguranță găsim în oraș pe undeva o benzinărie. Numai că trebuie să încărcăm, să mergem, dar e puțin dificil. Poate dacă închid all-wheel drive-ul, o să-mi fie mai ușor și avem un consum mai bun. Nu știu ce să zic. Oricum, am tracțiune pe spate suficient încât să-l duc așa. A, dar vine porțiunea asta cu apă urâtă. Bă, dar ești nebun la cap. Da, cred că o să rămânem în pană pe aici. Cred că trebuia să m-au fi dus eu în oraș. M-am gândit că e un pic mai aproape decât de fapt este punctul de unde iau apă. Urât.
Lol, dar m-a de alinție. 21 de litri. Mamă, mamă. Hai să închidem oil drive-ul. Am băgat doar pe spate. Da. Nu pe aici, pe cel mai scurt drum, dar... Aveam pe cealaltă hartă descoperite foarte multe cisterne de-astea scout. Salutare, ovatronule! Ce mai faci, ovatronule? Ești bine? Sănătos? Munca este bine? Toate în regulă? Bun, hai să vedem. Trebuie să-l omorâm pe prostălău ăsta. Cu schemurile lui. Mai și atât. Deci aparent avem iară un indian. Căuta și el un scheam așa mai de toate zilele, știi? Bun. Acum, motorină! Ești bine? Nice. Very nice. Hai, șefule, hai. Hai, șefule. Că poți. Bă, Aline, mă, ce faci? Aduci cisterna? Hai să vedem un picuț aici situația noastră, bine? Mă uit să văd cum am putea să o rezolvăm pe asta. Vine Alin cu un tractor pe care l-a avut aproape și ne încarcă. Tractorul ăsta e bun, că are rezervor de 300 de litri. Noi avem de 100. Chiar dacă Alina a consumat 100, mai are 100 pentru amândoi și ne face plinul. Foarte bine gândită treaba. Și după aia trebuie să descoperim neapărat. Aici avem 1, 2, 3, 4. Mamă, avem câteva wash tower-uri de-astea. Wow! 5. Mem. Da, avem. It's not fun. Salutare, Luca! Noi cred că am putea folosi tractoarele astea ca și cisterne portabile. Că dacă tractorul pe care îl are Alin, dacă noi îl cuplăm cu o funie, cu un winch, eu cred că putem să-l luăm după noi foarte ușor, pentru că el însă și e ușor. Uite, avem aici 100. Nice, Aline, mulțumim frumos. O să trebuiască să ne întoarcem sau cum ajungem aici cel mai bine? Da, cred că tot drumul ăsta duce. Și ideal ar fi să intrăm așa. Și pe aia dreapta aici. Bun, hai! Să facem stânga împrejur. Completăm și misiunea. N-a vrut, mă. N-a vrut haiul. Dar după trecerea asta o să vrea. O să fim în regulă. Hai, șefule, hai.
Gata. Asta a fost haiul. Și l-am rezolvat. 300 de metri, 350. Avem ceva de mers pe aici, într-adevăr. Și asta se pare că este de asemenea o hartă foarte mare. Deci avem din prima două hărți mari. Sunt curios cum sunt și celelalte. Avem și Flatlands. Flatlands de obicei se referă la o hartă mai evident plată, gen fără munți și cu multe mlaștini. Cam asta este gradul de dificultate la un Flatland. Așa că gardă la solul ridicată, roți de nămol și roți foarte mari, de în jur de 60. Undeva pe acolo! Să ținem de aici la oraș. Am putea să facem chestia asta. Este un pic să-mi fac o rută în minte. Da, normal că pe aici trebuie. Ok. Superb. Deci dacă o luăm așa, vedem unde ne duce viața. Vamonos! Noapte bună, noapte bună! Câte mai ceasul? 9 în România! Cineva se culcă la 9? Oh, tu ai viața foarte sănătoasă. Camping. Apparently. Aici e ceva teren agricol, dar nu știu dacă facem ceva misiune pe el. Doar pe anumite terenuri, uite pe acolo niște păsări. Mă rog, fluturi, dar sunt cam fluturi giganți ăștia. Mergem mână-mână cu agricultura de pe aici. Mi-a venit o idee de TikTok foarte mișto. Ia mă să încercăm haiul pe aici. Așa, da, tata. Uite, cum e terenul din stânga care nu are gard, ăstea sunt terenurile pe care noi o să lucrăm. Cele cu gard sunt, mi se pare că sunt doar decorative. Stai așa să vedem pe unde o luăm. Stick and water, cred că pe aici. Sau poate se mai face ceva drum. Hai să explorăm un pic orașul până în partea cealaltă a lui. Și mai ne întoarcem dacă nu găsesc ceva drum. Mă întorc tot pe aici. Văd că mai are o stradă paralelă cu asta. Nice. Ce mănânci, Mariane? Ok, deci drum pe acolo n-avem, dar avem pe aici. Uite un water tower aici. Deci clar trebuie să ducem la asta. Bă, dar chiar mulți fluturi pe aici. Hai să o forțăm un pic. O luăm așa prin plantație. Oportunitatea perfectă să testăm la maxim tractorul, pentru că are și încărcătură după el. Popcorn cu cașcaval? Cașcaval? Holy fuck! Ce mai ciudat! Asta e mâncare de american, mă? Nice. Bun, hai și la celălalt pe care o să-l avem pe aici, mă gândesc. Dacă nu prea am cum să ies înapoi, deci trebuie să mă întorc pe drum. Ia stai să mă uit o leacă. Ba da, cred că pot printre copaci, da. Îl găsim noi, Bogdan, nu-i problema.
Hai, te luăm față. Că acum o să ne punem pe a descoperi harta asta, basically. Hello. Oh, aleu, mamă. Din plin am luat-o pe asta. Stai linie, să-l lași o remorca aceea. Bă, s-ar putea să mai facem misiuni cu asta. Și o să o pun aici. Bun, și acum mergem. Let's go. Îi dăm bice. Pe interior, într-adevăr, asta nu este extraordinar de bine modelat, da? Da. Atâta s-a putut. Nu știu o gură de apă pe aici. Oh, nice. Haide! Sau, so, dacă o luăm în față și cumva la dreapta pe aici, o să putem să facem treabă, ia fi atent. Descoperim Watchtower-ul. O, avem un fermier prin zonă, nice! Bine ai venit, Matei! Ok, Bogdane, lasă-ne să descoperim și noi, Bogdane, jocul. Stai așa. Că dăm de ea pe drum, nu e stres. Dăm și de cisternă, dăm și de fluturi. Hmm. Opa, opa. Mă uit de Watchtower, dar nu văd, dar normal trebuie să fie pe undeva pe sus. Am văzut unul acolo, să fie ăla? E. Yeah. Da, ăsta e unul și mai avem încă unul la stânga, deci pe aici. Ok. Unul acolo, unul aici. De aici luăm ceva materiale, uite și benzinărie în față. Nu suntem golași. Ar strica să fie mai mult. Hai să băgăm un pic așa să... Dacă toți suntem aici, să nu regret după aia. Dar treaba asta cu hold-ul e cam nouă. Înainte era doar o apăsare pe F și zbăga pe incremente. Da, tractorul este mod. Mai avem încă două. Un mod foarte bine făcut, foarte folositor de asemenea. Cu el am explorat o hartă întreagă până acum, timp de o oră și jumătate. Am făcut și o misiune cărând 2 tone de apă, plus cisterna care probabil avea mai mult de 2 tone. Și acum explorăm cu tractorul o nouă hartă. Cea radioactivă. Cioaia! Și faptul că avem roți duble, asta e de fapt partea interesantă, asta ajută cel mai mult la el. Suntem șefi pe hai, adică nu se atinge, mă, nici dracu de noi, ce ai. Uite-te la balta asta, o vezi? Outer. Asta e singura chestie, că nu are suspensii. Pare că e cu ridicătură treaba asta, fii atent, deci trebuie să o luăm la dreapta.
E posibil să ne fie și și așa, doar să ne ducem direct. Un pic cam greu, cred, dar cred că n-ar fi ieșit. Hai, Aline! Eu mă mai pe hartă, din când în când. Da, o să mai fac și geoghesser, desigur, da. Asta este așa, na. Trebuie să mai facem și SnowRunner, că na, avem DLC nou. Știi, măcar când apar lucrurile noi să-l băgăm o leacă în seamă. Cauciu-o dreapta, să vedem dacă se ivește vreuna. Dacă am slăbuțel pe aici. Uite aici drum. A? Trebuie să consult mapa. Deci nu, se vrea pe ocoliș mai mult, aparent. Apparently. Salutare, Nicu! Ți-ar plăcea grafica asta pe FS25? Nu? Ca idee... Da, e frumoasă grafica, într-adevăr, dar detaliile utilajelor în Snow sunt sub cele din Farming Simulator, ca idee, detaliile. Ce are Snow foarte mișto este... Are o de asta de atmosferă, cumva. Avem aici ceva de descoperit. Hai, punem în față. Mergem să descoperim partea aia și după aia o să vin pe aici. Ok, Bogdane, ok. Nu mai îmi spune că vreau să le descoper și eu. Avem și stiluri diferite de jucat. Lasă-mă să descoper eu aici cum să fac. Like, Bogdane, am experiență SnowRunner. Termină-te. O Viro Hills, o Viro Hills. Ok, ia să vedem care e asta. Viro Hills este în jos și pe aia ne mai rămâne Flatland-ul. Ce poză frumoasă are asta. Radioactive. Ok, interesant, interesant, mi-a gustat. Întâi să o explorăm pe asta și după aceea. Mi se pare un DLC foarte mișto. Adică ai content o grămadă și ideea îmi place maxim. Hai să-i dăm aici apă, hai. Let's go! Deci atâtea reclame? Păi ca să facem foarte mulți bani. De asta, Mihaela vrea în Tenerife, eu vreau în Ibița și... nu, cum vrei să le facem? Dacă nu te uiți la reclame, cum să facem și noi un ban grămadă? Zi-mi tu mie, tu crezi că eu mă joc SnowRunner aici pe gratis? Tu așa ai impresia? Că eu pun aici totul. Consum curent electric, consum internet. Am internetul pe cartelă, că în Spania așa e internetul pe cartelă. Like, megabytes. Cât consum, atâta plătesc. Automat, toate astea trebuiesc puse. Nu? La socoteală. Și faptul că te uiți la o reclamă, ți-ți ia cât? Vreo 10 secunde? Și nouă ne dă pe reclamă aia undeva la un 50-60 de euro, ceva de genul ăsta. Așa că nu este suficient încât să luăm un bilet de Tenerife, dar dacă tu zici că te-ai uitat la 3, deja avem 150 de euro. Dacă se mai uită și Blue la încă 3, avem deja 300 de euro. Cu puțin noroc, în martie schimb și mașina. Și nu vă luați Ford că sunt stricăcioase, mai ales dacă nu-i schimb cureaua de distribuție și mai ales dacă îi pui ca și mecanic benzină în motorină. Mai e și chestia asta. Și sunt foarte proaste, în sensul că eu n-am mai auzit de mașină până acum să se strice punându-i și benzină și motorină în rezervor, cum s-a stricat asta. Iar de obicei mașinile merg și cu fără cureaua de distribuție, nu-i chiar așa, e, cum să zic eu, cureaua de distribuție ca pendicul. Adică îl ai, dar poți să-l și scoți și merge, adică câți dintre voi nu aveți și apendicita scoasă și n-ați pățit nimic până acum, nu e ca să zici că e atât de mare căcat. Și de asta vreau să o dau, nu mai au Ford, o să iau ceva grup vag, mă gândesc, un Audi, mi-ar plăcea un Audi A4 Avant, 4 formagii și X-Drive să fie, ceva culoare gri, gri ora deschis așa frumos și o să mi-o fac custom ca să fiu unii dintre puținii din zonă, adică cei dintre mulți, grup personal, care să aibă această culoare.
Bun, de dracu, am luat-o. Am luat-o bine, wow, surprinzător. Let's go! So, de asta zic, pentru tine nu-i cine știe ce că te uiți la 10 secunde de reclamă, dar pentru mine înseamnă mult treaba asta. Ia stai să verific și statistica aia. Cât s-au uitat până acum la reclamă. A, uite, doi se uită chiar acum la reclamă. Pac! Ca 5 bici, 100 de euro am făcut acum. Ia uite, frumusețe maximă. Let's go! Let's go, boy! So, bine, că nu iau 50, iau vreau 52,6 cenți undeva pe aici per reclamă. Da, da. Însumez și eu, rotunjez la un 50 de euros. Merge și fără motor? Bă, dacă e grupul VAG, da. Da. Renault Talisman, bă, îmi place maxim cum arată. Nu știu cum exact cum... Na, neavându-l, nu știu performanțele și fiabilitatea, dar Renault Talisman îmi place maxim cum arată. Ce am observat că ăștia de la Renault, pe lângă că scot modele așa cum fac țiganii copii, adică pe lângă asta sunt extraordinar de dotate. Deci ai în ele tot ce vrea penisul tău. Cât e pe luna? Cam așa. A, cât iau pe lună? A, deci eu ai crezut că faci mișto și ți-am continuat. Comentariul ăsta merită văzut pe chat, credeți-o pe cuvânt. Două secunde să vi-l arăt că e frumos. Nu, asta e ceva, n-ați mai văzut. Uite. Și cât e pe luna, vezi? N-ai înțelege, ai crede că te întreabă cât ai la suburic. Nu, băiatul a întrebat cât iau pe lună. Undeva la un 12-13 mii de euro. Dar gândește-te că în afară lua mai mult. Dar bine, eu și stau în afară. Așa că iau mai mult decât am zis, că stau în afară. Acum am dat și-o seama că în afară e mai mult și eu stau în afară. Deci, da, iau mai mult. De obicei, Mihaela e cu finanțele, că ea plătește și taxele și eu nu le plătesc. Și... asta este viața de YouTuber. Să știi că dacă pentru traiul din Spania nu e chiar atât de mult. 12.000 de euro pe lună. Facem cumpărături așa o dată la două zile, dar nu poți să ai Tesla cum vreau eu sau chestia astea. Și Tesla nu vă imaginați că e scumpă. Tesla e un 60.000, adică un BMW frumos e 80.000 plus. Dacă vreau ceva 4x4 trebuie să scot un pic mai mult din buzunar, adică na, sau de pe YouTube. De asta tot băgăm reclamele alea. Am dat acolo rata de a vă afișa reclamele să fie din 2 în 2 minute, cum a zis băiatul de mai devreme. Deci cam așa e, din 2 în 2 minute, câte o reclamă dă câte 2 minute. Deci basically 50% din timp te uiți la reclamă, da, 50% din timp îți ofer content de calitate. Da? Avem un verde de excepție în față, uite, flori pe stânga, avem pizda țigănci, crizanteme, fluturi, futuri, avem de toate pe aici. Și de asta trag și o tare, că așa duminica cine dacă mai face live la 9 și 20 duminica? Că toată lumea se culcă, vă băgați la sesiuni pe maniana. No. Tău, îi băgăm tare, bă! Acum, pe weekend, facem banul frumoșelus. Așa, următorul e foarte aproape, deci dacă continuăm suntem și pe șmecherie maximă. Bine, pe snow nu prea sunt așa oameni mulți care să se uite. Da, pe farming pot să zic că pe un live așa, dacă mai sunt și câteva donații, 800-900 de euro undeva pe aici, cam așa se ia. Că mulți dintre voi aveți adblock-ul, asta e că dacă n-ați avea adblock-ul, adică puteam să renovez și eu un pic apartamentul, dar asta este, vă roiesc la vară. Sau în toamnă când apare Farming Simulator 25, atunci o să fie... Like, eu nu o să zic când mă îmbogățesc, dar o să fie semne. Atâta vă spun. Da, o să mă vedeți cu... Dacă pe tricouri vedeți doar un scris mic așa, știți că a fost o lună bună pentru mine. Să ia, să fie frumos. Dacă aveți ceva întrebări, na, despre cum funcționează YouTube-ul, na. Ideea e că acum nu se mai fac banii ăștia, ca idee. Canalul ăsta este de 9 ani de zile, așa că nu mai... Na. Nu poți să faci așa dintr-o dată 12.000 de euro pe lună, de exemplu, cam cât luăm acum în primăvară.
să ai un pic niște abonați și pentru fiecare abonat în parte primești o anumită sumă de la, de la YouTube și cu cât se uită și după aia oamenii la reclame, cu atât mai primești suma de bani. Dar e, cum să zic, nu poți să te bazezi, asta e că... Nu. Uneori iei 12.000, dar se mai întâmplă să mai au și 10.000 și atunci o lună prostă. N-ai cum să te bazezi pe asta. De asta mă oftică că în afară era mai bine. Da. Pe America se câștigă foarte bine. Deci pe America poți să schimbi mașina lunar dacă vrei. De asta mulți chiar așa fac și fac vloguri interesante. Cum mi-am schimbat mașina, mi-am schimbat mașina. Genul ăsta 2 luni. În februarie mi-am schimbat mașina și scot câte un episod pe... Dacă ia 1.000.000 pe episod... Păi e normal că schimbă mașina. Mă, cum facem să trecem? Ia stai un pic să vedem. Deci trebuie să trecem pe aici, a? O facem pe aia șmecherioasă, ia. Uite așa, barabing barabong, bong, acelea. Uite, Mihaela acum nu mai e lângă mine sau să cheltuie niște bani. Stai așa că nu știu pe unde am luat-o. Deci iau literalmente așa, în jos. Of, ce mă enervează asta că... Bă, nu știu dacă pot. Mie puțin teamă. Nu se apucă lumea de YouTube de mâine, chiar dacă le spun eu că se câștigă bine din simplu fapt că... Fii atent. Microfonul se cumpără. Camera se cumpără. Să știi să le folosești, se învață. Îți faci un sistem de calculator, investești, ăsta pe mine m-a costat undeva la un 7.000 de euro și jumătate, undeva pe aici. Haide mă! Și hai să zicem că ții, poți să faci YouTube și cu un calculator de 5.000. Mai greu, dar hai să zicem că poți să faci. Dar! Nu! Morții mei! Opa! În picioare, baby! Așa, felină sunt! Dar! Ce se întâmplă? Ceea ce nu poți cumpăra niciodată este abilitatea de a vorbi. Mai ales abilitatea de a vorbi cu mulțimea. Și asta nu vine decât cu vârsta și experiența. De asemenea, trebuie să spui și lucruri interesante și asta nu vine decât cu pățăniile. Evident, cu vârsta și ele. Și atunci, nu e ceva ce chiar poți să faci, chiar dacă știi că se câștigă bani, îți faci canal de YouTube, dar nu vei fi popular ca mine. Adică eu am, uite-te cât, cred că am 320.000 de abonați. Dacă nu mă înșel, sau aproape 320.000, sau undeva pe acolo. 320.000 de abonați. Deci, ăștia se fac în 9 ani, nu poți să te aștepți să bagi YouTube acum și să și câștigi 12.000 de euro acum. Trebuie să aștepți 9 ani de zile. Marcel zice, și uite așa, eu scap de reclamă. Ai pile? Marcel îmi dă un tips. 2 secunde, Marcel, stai să ți le scap, stai să ți le scot. Golub Ioan George, nu, Golub Ioan Marcel. Uite, i-a dat 2 reclame până acum. Gata, man. Mersi fain de donație și acum nu ar trebui să mai primești nicio reclamă. Ca idee, pe YouTube abonamentul costă 12 euro. Dar dacă îmi dai mie donație 5 euro, am scos de reclamă. Și atunci tu ai economisit 6 euro. 7 euro ai economisit, vezi? 7 euro economisiți. Așa că îmi ești dator 7 euro, Marcel. Ca idee. A, da, mă, chiar am luat-o bine, wow. Cu taina asta chiar am luat-o bine, nu mă așteptam. Da. Nu e, să știți voi, că cu taxe și dacă mai trăiești în afară, nu e chiar atât de mult. V-am spus, pe America se câștigă bine, dar aici e mai greuț așa un pic. Plus de altă, dacă trebuie să stai să te joci toată ziua, ai zice că e ușor, dar trebuie să și fii un pic bunicel, că lumea trebuie să... Na, trebuie să aibă și la ce să se uite, nu poți doar așa să te joci și lumea să se uite la tine. No, trebuie să oferi acolo și content de calitate, cum se zice, cum se tot zvonește pe aici, știi? Poate Davidul să nu se mai întâmple, ia vezi. Așa. Șef, ce ai gătit, mane? Ia spune-mi. Da, mai bine cu premium, cu YouTube Premium, într-adevăr, dar ți-am zis, eu te pot economisi. Cu YouTube Premium îți ia 12, mie dacă îmi dai 5, eu ți le-am scos reclamele și te-ai făcut de 7 euro.
7 euro poți să scoți și femeia la, la o prăjitură, adică. Și mâine avem de pentru Alin Lucian, ne-a făcut cinste cu o prăjitură, avem un local foarte frumos în care sunt niște prăjituri unice, o să-l vizităm maniana, azi e duminică, era închis evident. Tu plătești 2,5 euro? Da, dar dacă îmi dai mie 1 euro, poți să scot eu reclame și te-ai făcut de 1 euro și jumătate. Da. Putem face și așa dacă discutăm, adică nu e neapărat 5 euro, știi? Dacă mi-a făcut mașina Freddy Daman, acum toată duminica a lucrat la ea. Deci, el a zis că el e și creștin și a zis, bă, nu mă uit la biserică astăzi, nu mai stau cu familia astăzi, este singura zi în care văd și-o copilul toată ziua, încă pot să mă urc în parc cu el. Că el de obicei lucrează, știi, adică, na, e om cu familie și responsabilități, evident că lucrează la atelier de mecanică de luni până sâmbătă. Și a zis, bă, duminică lucrez eu la mașină, că știu că ai Fiat-ul cu care mergi, dar știu că nu prea-ți place și atunci lasă că îmi văd eu copilul și mi-l scot prin parc duminica viitoare. Asta apreciez mult la Freddy Man, că pot să zic că pentru că este un mecanic foarte bun, nu se dă în lături de la muncă și pentru a face treaba rapidă, adică poate să-și lase un pic, să-și pună pe hold, hai să zicem problemele personale. Asta va aprecia de prima dată la el. Sau dacă mergem în stânga, putem să luăm pe șine de tren pe aici și pe aia să ne croim drum pe aici. Mamă, ce tare e zona asta. Fine, let's go! Nu e... nu e man. Nu e niciun fel de sarcasm. Singura chestie e următoarea și anume că de-a lungul timpului până acum, cum să zic eu, youtuberii nu prea spun cât câștigă, dar i-ați tot văzut, adică ați văzut ce Mercedes și-a luat Shelly, ați văzut și voi puțin câte puțin așa că, bă, youtuberii cam o duc bine, știi, o leacă. Eu la fel, adică, na, uite, am șapcă cu farming simulator, asta nu se găsește pe piață, am farm stick de la Trasmaster, asta nu se mai găsește pe piață, nu s-a găsit niciodată. Adică sunt niște chestii pe care le iei, știi, și... na. Chiar dacă zic că nu se câștigă bine, vă puteți da și voi seama că se câștigă, nu e vorba de asta. Și decât să fiu prost, să par prost, să vă mint, da, vă spun că se câștigă, ai. Da, stânga clar. Bă, dar eu nu mai am suspensii. Asta mă, că ăsta nu vine cu suspensii. După live-ul ăsta a fost așa, cât de cât, fiindcă nou, nu are atât de multe vizualizări, ca idee. Dar un live de farming, na, de obicei ne aranjează bine. Pe două zile, zic undeva cam așa, na, eu tot timpul vă spun că am fost la cumpărături și când mi s-a stricat mașina, eram la cumpărături. Am dus-o la atelierul ăsta de mecanică pentru că eram la cumpărături și el era afară. Eu sunt tot timpul la cumpărături. Apoi, un salariu așa de salaur, nu poți să cumperi foarte, nu poți să duci prea multe ori la cumpărături. Ați văzut că mi s-a stricat Mondeo, că la două zile am postat short cu a doua mașină? Cum a făcut, mă? Da, nu e ceva Mercedes a doua mașină, dar am luat-o și eu rapid acolo, pac, dat una, na, 3000 de euro frumos, rapid și am făcut rost de ea, adică un pic am zis a mașină cât mă plimb de pe aici pe acolo. Atât. Apoi... eu sunt sigur că am oameni inteligenți aici pe canal care observă toate lucrurile astea și o să spun că nu se câștigă din YouTube. Din nou, par jegos. Na. Și el a făcut și daune? Nu, ăla era un video ca să dovedească ceva. Era fals video ăla. Salut, Barbă, ce motor ai pe Ford? Pentru că aș vrea să-mi cumpăr și eu unul și am auzit păreri împărțite. Florin, da, îți pot spune de părerile astea. Și anume, fii atent, că știu asta. Deci, ascultă-mă, eu din greșeală am nimerit cel mai bun motor de la Ford la Mondeo din 2000 încoace. Nu zic eu, am auzit după aia, pentru că m-am înscris după aia la grupuri de pasionați de Ford Mondeo MK4 și am văzut după aia, zic, opa, că de ăsta am eu. Și anume, recomand motorul de 2 și de 2.2. Sub 2 tind să fie prea lente motoarele pentru gabaritul mașinii. Aici la dreapta. Haide! Așa că 140 de cai minim, dacă ți iei, dacă îți vei lua 1.8 sau 1.6, e puțin mai low. Dacă îți vei lua, de exemplu,
ghia, care este echipajul de 110 cai, ceva de genul ăsta. Din câte am înțeles, este o mașină cam lentă, ea fiind deja mai burduf. Dar la ăsta motor de 2, eu pot spune din experiență că se înfige rupe, ce să mai. Ajungi la 140-150 așa și nu se simte când mergi cu mașina. Deci are o accelerație superbă. 2.2 vine echipat pe Titanium X Sport, din câte am înțeles, și vine la 186 sau 190 de cai putere, ceva de genul ăsta. Merge să-i faci și stage dacă vrei și îl mărești la 200 și un pic. Sau 2 în sus și ești câștigat. Astea sunt cerințele, mai ales dacă e benzinară, clar 2 în sus, pentru că nu ai, evident, cuplu. Musai de musai. Ca regulă de bază pentru o astfel de mașină, sub 150 de cai, nu deloc. Și motorul ăsta de 2, diesel în special, este foarte, foarte reușit. Dacă ai fost pe aici și ai văzut poveștile mele, ai văzut că mașina a pățit atâtea, dar ea încă, adică merge și ba mai mult a rezistat și la o rupere de curea de distribuție și a rezistat chiar foarte bine. Pe lângă treaba asta, ține cont să nu-ți iei cu cutie automată. Cutiile automate la Mondeo MK4 sunt deplorabile. Nu zic eu, zic foarte mulți din grupurile de Mondeo MK4 special. E un grup cel mai mare de pe Facebook și acolo poți să vezi foarte multe păreri și vezi așa la ce te aștepți. Sunt oameni pe UK, oameni cu familii, oameni care nu conduc în stilul ăla românesc, vâși, vâși, vrum, vrum, am femeia grasă, nu se mai fute de 10 ani. Conduc mai ca și cum o să aibă o pensie bună la bătrânețe și atunci dacă lor le apar probleme la mașină, îți dai seama că na, conducând-o bine, evident sunt din construcție gândite prost cutiile alea automate. Aia e singura chestie, nu-ți lua cutia automată la MK4. Altele nu știu. Cheeseburger american, a băgat Daviduț, ia să vedem, de la mama lor cu cartofi la cuptor, mâine aș vrea să încerc rețeta ta de sushi, dar eu vreau să încerc cu niște tuna. Foarte bine, dă-i bici. Dă-i bece. Păi și eu n-am băgat, mă, tuna. Ion, tu nu te-ai uitat la clip. Tuna de conservă am băgat. A mers Briciulescu. Aoleu! Noapte bună, Madalin. Și nu iau misiunea? Pentru că explorez harta și vreau să o deblochez prima dată ca să știu unde mă duc. Dacă e pe peste tot întuneric, nu voi ști pe unde să mă duc, chiar dacă iau misiunea. De ce zic? So, dacă te uiți aici, avem în față unul, după care, ia să vedem dacă ne-a mai rămas ceva. Nu, se pare că ăsta este ultimul la care mergem și deblocăm toată hărțuleana numărul 2. Când apare Barbo Junior, bă, noi tot încercăm. Nu știu dacă e o problemă la mine sau e o problemă la Mihaela, dar tot încercăm. Sau când o vrea Dumnezeu, sănătos să fie, orice ar fi. Eu de-abia aștept să apară și un Barbă Junior. Nu o să-i zic Barbă Junior, că îi stric viața. M-am gândit și eu vreau să-l cheme George. Mi se pare că dacă îi pui unui copil mic George, e mai funny. Adică gen, când ajunge după aia mare, îi prinde bine George, dar când e mic, e funny, George. Știi? Să zici, George! George, hai la masă! Să vină de-a bușelea unul mic, știi? Adică mi se pare funny. Mihaela o să-i zică Georgie, că băiatul meu e un prostit de-astea. Dar eu îi zic George, cum îl cheamă. Nu cred în alinturi. Poate face și videoclipul cu el, cine știe, dacă mai facem YouTube atunci. Nu, dacă face și Mihaela treabă bună, că eu încerc acolo, dar dacă nu se prinde nimic, eu tot pun sămânța, dar e solul nefertilizat, nu știu ce se întâmplă acolo. Nu se prinde. E și Mihaela de obicei e foarte agitată, știi? Și face spumă, ați văzut și voi, ca orice doză de suc, să face spumă. Și iese, nu iese cum trebuie, mie asta e o frică de-a mea. O frică de-a mea e că este prost. Mihaela mi-a zis că nu, că n-are cum, că noi nu suntem chiar așa proști și n-are cum să... Eu am văzut
familii cu copii proști și familii stă în regulă, dar copilul e prost. Sau... aici e un pic așa, știi? O, trebuie să mai descoperim și Manuel, fii atent. Păi hai Manuel, stai așa. Coace și încoace. Lost shipment. Mă, ce mare e asta. Let's go. Hai să avem și garaj. No, Gica nu, Gica nu. George. Acum, dacă el alege viața la țară, atunci e pregătit la nume și pentru viața la țară. Gicu. Eu mă feresc de numele de sfinți. Eu nu mai vreau nume de sfinți, ca idee. Deci m-au mâncat numele de sfinți. Sfântul Mihael, Sfântul Florea, Sfântul... Sfântă Mărie, mamă, și ai la Mării în familie de Doamne Ferește. Nu mai pot cu sfinții. Așa că nu o să-i pun sfânt. Like, o să aibă o aniversare de ziua lui, care cred eu că este mai importantă decât și de ziua lui, și de nume, și de 3 luni, și de 6, și de 9, și de... Aoleo! Ce o să am grijă să iau un cățel de mic, ca să se creeze o legătură și să aibă un cățel, să aibă experiența aia. Nu trebuie să vă gândiți așa, zice unguru. Și la mine am lucrat 4 luni și după 4 luni am ieșit cu brio și e sănătos. Să străiască, mă. No, noi avem mai mult de 4 luni. Noi am început viața sexuală cam... în iulie, anul trecut, undeva pe aici, și imediat după am și decis să facem... să facem un mini-mi. Acum, Ana, nu știu, vă dau de știre dacă se lipește, v-am spus. De mine nu prea contează, adică nu prea e așa mult. Mihaela are și torsul lung. Eu să vă spun așa mai pe sinceritate, eu n-am, cum să zic, eu nu sunt prea african. Eu am, o am suficientă cât să, cât să am de ce să apuc la toaletă. Și intră de intra, nu e o problemă de genul ăsta, doar că... posibil să nu ajungă unde trebuie, nu știu. Și Mihaela are niște trompe de... tai viața mea! Ci că femeile au trompele precum nasul. Cum au bărbații penisul precum nasul. Și uite, nasul meu la cameră nu se vede. Adică fața e mult mai mare decât nasul. Ca direct proporțional. Și eu cum sunt și un pic grăsuț... na. Dar din nou, nu am probleme pe partea aia. Am... mă gândesc eu că poate nu ajunge unde trebuie. Asta e doar așa o chestie de-a mea. Nu știu, mă gândesc. Dau și eu cu presupusul. N-am fost la medic sau ceva, am zis că mai încercăm și anul ăsta. Dacă nu se lipește nici anul ăsta, mergem undeva la medic. Mergem la medic să o facem așa prin vitro. După aia trebuie să schimb numele, că mi-ar plăcea să se reflecte treaba asta, acum că ne-am chinuit un pic cu el. Ce zic de Luca? Păi e sfânt. Nu, e Sfântul Luca. Nu, mulțumesc. Nu accept nume de copii, adică e copilul meu, pun și eu ce nume vreau eu, știi? Adică, da. Asta nu. Mai luăm de exemplu, mai luăm păreri de mașină, de Mondeo, de filtre, de din asta, dar să cer păreri pe internet la niște străini despre cum să-mi denumesc copilul. Da. Și două secunde, stai să-l și facem. Și m-am pregătit pentru că este o situație, există și posibilitatea să apară doi gemeni, de ce nu? În situația asta ar sparge pe Mihaela, n-ar mai arăta atât de bine. Pentru mine asta a fost de mult problema, în sensul că Mihaela e de casă. Da. Gen, nu te duci în club cu ea, dar gen poți face o curățenie prin casă mișto cap-coadă. Gătește, face toate lucrurile astea foarte mișto. Foarte mișto, mișto, depinde cum se simte.
Da, uite, de exemplu, dacă am avea gemeni, eu știu sigur că pentru corpul ei ar fi foarte dificil asta. Și aici nu știu ce să zic, asta cu gemeni, adică... Eu nu cred că m-aș retrage la partea cu gemenii, dar mi-au venit foarte multe idei de nume la gemeni, ca să zic așa. Dar nu știu dacă aș cuite, nu știu dacă are cineva gemeni, eu la gemeni nu știu dacă să mă bag. E un pic cam dificil, like. M-am uitat și la cărucioare de gemeni mai mari, adică trebuie să-mi iau dubiță, adică de-aia van, nu mai pot să mai merg cu Mondeo. În spate am Alcantara pe bancheta din spate, cum ești prin bancheta din față, doar că eu nu mă cac pe Alcantara, dar mă aștept ca ăștia mi să vomite. Și hai să zicem că vomită unul și a zis cum pute vomitătura de copil mic, dar dacă vomită doi deja sar din pepeni. Sau na. Copilul meu, dar și al Mihaelei? Da, doar că iar, hai să spun care e problema. Când am vorbit de nume, Mihaela vrea niște nume care sună drăguț, doar că eu nu vreau niște nume care să sune drăguț, pentru că copilul e mic, doar câțiva ani și după aia el crește mare. Like, nu poți să ajungi la 30 de ani și să te cheme Ionuț. Adică ea nu vrea să-i pune Ion, căci că sună țărănește. Dacă îl cheamă Ion, eu vreau un nume clasic, ca lumea să nu se uită dubios când îl strigă Onisin. Sau nu poți să-l denumești Onisin. Dacă îl cheamă George, Gheorghe, Ion și așa mai departe, mi se pare mult mai, adică lumea obișnuită cu numele astea. Dar ea vrea Ionuț și Ionuț nu zice domnul Ionuț, după aia la 30 de ani sau la 40 de ani când te strigă lumea îți zice domnul Ionuț, adică mi se pare de ampuleaura. Ionuț e doar când ești mic și de asta vrea numai nume drăguțe și am zis așa, ok, din moment ce tu vrei nume drăguțe, eu nu vreau nume drăguțe, tu nu vrei numele mele, punem mai multe, avem 10 nume, ia 10, eu 10 și tragem din bol când se va întâmpla treaba asta, ca să evităm o ceartă, știi? Că n-ai ce să faci altfel, pur și simplu. Aline, da, toate bune și frumoase, man. Uite, tocmai ce am terminat și noi de deblocat o a doua hărțuleană, dita mai după cum bine se vede, o nesimțită, care are și garaj de asemenea, multe update-uri, multe misiuni și încă mai avem două, deci asta e ceva, avem două aici terminate, mai avem două. Da, e ceva mare. So, yeah. Noul sezon orar și este genial până acum, deci niște patru hărți, am explorat două deschise, mari, greuțe, pline de decorații interesante, adică avem chiar și trecere cu bacul peste râu și avem și orașe, sătulețe, foarte multe chestii interesante. Cred că celelalte două vor fi și mai interesante pentru că practic vom avea de făcut pe ele centrala nucleară, de unde... No. Și noi o să aducem de pe aici probabil resursele, ceea ce o să fie super tare, da. Salutare! Tractoarele din sezonul 8 se descurcă la transremorci. Aș vrea să cumpăr sezonul în special pentru tractoare, dar nu știu dacă se merită. Nu se merită, Alex, din primul rând. Sunt potente, dar sunt foarte lente. Iar doi, au o rază de întoarcere oribilă, crede-mă, o să te scoată din sărite și au și direcție articulată. Ce sugerez este să nu iei DLC-ul ăla, ci să descarci tractoarele astea cu care am jucat noi, care se complet gratuite pe ModHub. Adică, sunt gratuite, doar dai un click și le ai în joc. Sunt trei tractoare foarte, foarte miștoace. No. Așa. Ce mai avem pe aici? Să vedem. Barbă, dar dacă o să faci tripleți, atunci n-am ce să fac. Trebuie să-mi caut... adică trebuie să-mi caut altă locație, neapărat. O las pe Mihaela aici, cu apartamentul. Și mă duc și mi-au un ceva studio, că nu pot pur și simplu la tripleți nu se poate. Plus de alta gândește la Mihaela, adică cum o să arate după tripleți, adică după tripleți de fapt. Mihaelino! Mihaela! Asta doarme. Nu știu unde e. Dar oricum, gândește-te și tu un pic, like, tripleți, like... Da, nu, I'm good, da, nu. No. Live cu The Hunter, nu știu, am făcut acum când? Două zile. Sâmbătă am făcut live cu The Hunter, nu sâmbătă, vineri am făcut live cu The Hunter, sau avem deja unul. Foarte interesant, ajut. Așa, am colegi de muncă, 30 de ani plus, Ionuț și e ok, adică nu se aude amuzant sau ridicol.
A, tu îmi spui mie ce trebuie să prefer eu. A, ok, bine. Ei, mie nu-mi plăcea Ionuț, dar acum dacă tu îmi spui că Ionuț îți place, atunci și mie îmi place. Super tare. A, și ce mai avem? Ia să vedem. Băi, bine că mi-ați spus asta cu Ionuțul, că eu trăiam cu impresia că nu-mi place. Și acum am realizat că nu e așa rău. Dacă o să fie fată și nu băiat, nu iau în considerare asta. Da. Pe asta zic, e slăbuță, deci îți dai seama, la 3 la tripleți, cade pe burtă. Adică o trage în față. E prea mult, e dezechilibru foarte mare. Sau stă pe spate și după aia face cu coașă 9 luni de zile. De asta, știi, na, adică logică, iubirea e acolo, dar e și asta cu o limită, cum ar veni, na. Uite, Oni zice că nu i-a dat notificare astăzi. A, păi nu ți-a dat notificare cu Farmers Life din cauza că n-am postat cu Farmers Life. De asta, asta a fost chestia. Da. Nu înțeleg de ce, pentru că like, astea sunt niște probleme reale. Eu înțeleg că un alt YouTuber nu le-a discutat și că, na, poate vi se par dubioase. Dar mie nu mi se pare așa, adică copii vezi pe peste tot, copii se fac tot timpul, asta este realitatea, na, ce vrei să faci? Uite, Denis zice, barba la fesele noastre, zice, îmi tot arată la o vreme, odată, la 20-30 de minute, îmi vine un mesaj că cică trebuie să am o altă versiune mai nouă, dacă nu am, nu e ok sau e ok așa? Păi depinde, îți place notificarea aia, dacă îți place notificarea, eu zic să o lași așa, e bine așa, e în regulă, la... Da, nu, ca idee nu-ți vine ceva acasă de plătit. Dacă vrei să nu mai ai mesajul ăla care spune exact ce să faci pentru a-l elimina, atunci ar trebui să faci exact ce zice pentru a-l elimina ca să nu mai fie, ca să nu mai existe, ca să nu te mai deranjeze. Asta este că scrie acolo tot ce trebuie să știi. Basically e ok. Deci man, e super bine așa, dar cu versiunea nouă jocul merge mult mai bine și ai tractoare vechi inclusiv UTB-ul. Dacă faci triplet, o să trebuiască să faci mai multe live-uri cu fese, să faci mai mulți bani. Asta da, clar, îți dai seama. Da. Și live-uri, dar și videoclipuri, ți-am spus. Deci pe... Și abonați. Per abonați și după aia cu 50 de euro pe reclamă. Na. Vă v-a arătat reclame astăzi? A băgat YouTube-ul reclame? De obicei, duminica nu lucrează ăștia cu reclamele. Se duc și la biserică, sunt cu familiile. Na. Dar mai rămân câteva care mai postează, câteva care au fost prea pretențioase la viața lor, acum peste 40 de ani au niște pisici, nu mai au bărbați și ia pun reclame. Și așa, datorită lor, slavă cerului, luăm și noi un pic aici. Sau a primit careva reclamă astăzi? Palworld, cred că mâine vine. Da. A, uite, Onisin vine ca de obicei cu un comentariu foarte frumos. Ce se merită? Este într-adevăr întrebarea mea preferată, să cumperi de 10.000 de euro. Așa, nu, da, de ce 10.000 de euro? Hai să punem 100.000 de euro, Osmo Poker sau GoPro dacă vreau să mă apuc de vlog și Team Neps sau să iau și. Ca idee, poți să ieși mult mai ieftin cu un Poker Pro și cu din alea dacă te iei un și sau... dar să fie mare, un pic să fie mare și ești mult mai ieftin. Așa că se merită sau nu, desigur. Uite, Dan, de exemplu, vine și ne dă cu pula pe la bot, zice, nu știu ce sunt alea reclame, am YouTube Premium, se vede și de la avatarul lui, știi că undeva el e sus pe o scară și noi avem camera jos, ne uităm practic de sub coaiele lui, așa cumva, pac, așa. Omul are YouTube Premium. Păi, uite, din cauza asta nu pot eu să fac tripleți. Din cauza că unii plătesc 12... Uite, dacă îmi dai mie 5 euro, eu îți dau 7 înapoi și nu mai plătești 12 la YouTube și setezi aici să nu-ți apară reclame. Dacă nu știi, nu știi, vezi. Păi pe Twitch, da, există chiar aplicație să fac și pe Twitch și pe YouTube. Multă lume are mare succes cu această aplicație. Am cunoscut chiar pe cineva care folosea mult aplicația asta și a avut mare succes. Deci de la 7 la 9 oameni pe live a crescut doar așa în, cum să zic, 6-7 luni. Da. Cu mare plăcere, Onisim, ți-am spus. E și cu din alea, like, Poker Pro
dar să fie 13, care e următoarea versiune. Și dacă vrei un subiect de la mine, prietene, sfat ar fi să nu-ți cumpere acum, ci să aștepți noiembrie. Noiembrie de obicei vine cu lansarea de la Poker Pro și atunci să reduceri, nu să-ți iei ultima variantă, ci să-ți iei varianta trecută, dar cu reduceri și prin rate. Că asta ar fi cel mai mișto, de 100.000 de euro, adică chiar ți-ai lua foarte bine, zic eu, și cu ceva accesorii, mă gândesc. Da. Și nu uita, pe Alibaba sunt mai ieftine și pe Temu, de asemenea, sunt niște prețuri foarte bune. Deci poți să încerci acolo, easy. Sau poți să descarci, man, dacă nu vrei să plătești atâția bani pe un Poker Pro, poți să descarci Poker Pro. Da. Pot recomanda un site de unde pot lua moduri și utilaje românești de FS19. Da, utilaje românești FS19.ro. Ăsta este literalmente site-ul. E chiar făcut de niște amici de-ai mei cu care am lucrat în trecut, am colaborat. Sau utilaje românești, că tu-l știai. Utilaje românești FS19, nu DFS19. Utilaje românești FS19.ro. Numai că n-au așa multe, că n-au multe utilaje românești. Românul a făcut un tractor și atât. La materie de tractoare. Mihai, ia respectul meu, tot timpul când mă uit la tine, râd cu poftă și am o dispoziție bună după ce termin de vizionat un live episod al tău. Hai să mă bucur asta, Blu. O, ce frumos să vedea acolo un membru. 2000 de luni, ia uite. Cu mare plăcere, Denis. Dacă găsești ceva frumos, s-au băgat ieri, parcă, dacă nu mă înșel, au băgat un aro și așa ruginit, vechi, frumos, fix cum ne place nouă. Un aro de ăsta, așa, gen cară multe, gen 2-3 lădițe de castraveste o duci și are și punct de cuplaș pe spate, de asemenea cum ne place nouă și poți să atașezi orice combină la el, o tractează numai decât. Când vine seria de arc... Probabil săptămâna asta, nu știu, trebuie să mă uit pe planificare. Stai un pic, două secunde să-mi iau planificatorul. Am aici, uite, ca să nu crezi că mănânc căcat, am aici planificatorul. Două secundele. Deci azi am făcut live-ul, dar l-am făcut astăzi. Stai un pic. Arcul. Poi mâine vine. Poi mâine, de la 6:30, cam așa vine. Vreau să-l postez mai devreme, dar cum foarte mulți dintre voi sunteți în sesiuni și din astea, n-am vizualizări. Așa, ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Deci asta e planning-ul pe săptămâna asta, e deja făcut. Da, pare a fi o săptămână încărcată. Yep! Bună seara, Raul! N-am mai rezolvat nimica. Că a fost duminică. M-am gândit să nu-i dau telefon la mecanic duminica să par nesimțit. Cameră de acțiune, ce? Pentru enduro? Cameră pentru enduro, drumeții, camping, etc. Ce recomanzi? Da, asta pentru enduro e un pic altfel. Pentru drumeții există o cameră, pentru camping de asemenea. Știi ce zic? Pentru că pentru camping nu-ți trebuie una care să fie foarte rezistentă, pentru enduro îți trebuie una care să nu fie foarte de camping și atunci e puțin cu dificultation aici. Action 4 de la DJI o recomand dacă vrei ceva action cam. Clar. Și la enduro cred că se potrivește foarte bine, mai ales dacă iei și DJ Care, pentru că DJ Care e un fel de asigurare și dacă dai cu ea sau se sparge lentila sau mai știu eu ce faci la ea, mi se pare că poți să o trimiți de două ori într-un an și îți dă alta înapoi pe acea garanție pe care tu o plătești lunar. Deci are și GoPro, are ceva de genul ăsta, dar nu este la fel de bun precum DJI-ul. Te asigur. Când vine Satisfactory, că mi-dor sau când mai vine Elm Crica, că și de Ila mi-dor. Două secunde, stai să vedem când le-am eu programate. So, Satisfactory, n-am nevoie de pix pentru că nu scriu, doar citesc, am uitat asta. So, Satisfactory avem mâine, că n-am mai postat de foarte mult timp, și Elm Crica avem tot mâine, dar după Satisfactory. Dacă tu vrei să pun Elm Crica primul mâine, nu pot, dar încerc. Și dacă vrei, punem
eu le-am pus de la, am 7 și 8, m-am gândit să fie una de la 7, îți dă timp să vezi, te mai duci și te piși un pic, s-a făcut 8, ți-am dat al doilea. Așa m-am gândit. 7 și 8, da. Dar zi, dacă vrei invers, punem invers, că nu e, le-am deja înregistrate de câteva săptămâni, sunt editate, băiatul meu cu editul s-a mișcat foarte repede. Mergu-ci. Tribe când mai fac? Hai să vedem cu Tribe-ul. Ah, Tribe nu mai fac. Aparent, Tribe nu mai este. S-a dus Tribe-ul. Deci Tribe-ul s-a terminat. Deci se pare că... Dar nu știu ce. Eu vreau să mai fac, dar aparent dacă scrie că nu mai fac, nu mai fac. Ai? La Tribe așa a vrut Ombladon. Eu vreau să mai fac, dar dacă Ombladon a vrut să nu mai fac, nu mai fac. Ce vrei? Ala este. Oricum, băgăm Arc Ascended, că acum au optimizat băieții în ultimul update care s-a întâmplat fix acum câteva minute. Au optimizat jocul și merge. Și de mâine începem și a doua serie cu Sons of the Forest de asemenea, care o să fie super, super tare, pentru că în Sons of the Forest o să descoperim acum al doilea boss cel mai mare, bossul cu 7 țâțe. Asta este toată treaba. Barba, legat de Palworld, super tare jocul, l-am jucat ieri pe Game Pass și îl ador, dar am dat de o problemă, nu știu cum să fac rost de sticluțele mici cu pal. Omori pali, așa faci rost de ei. Știu că e puțin așa, like, dur poate, dar dai în ei în special palii albaștri, aia de apă, aia o să-ți dea, cum se zice, mă, spal sol sau ceva de genul ăsta. Onisin, bineînțeles, zice, care trailer crezi că e mai bun? Ila de acum două săptămâni sau de acum un an la Farmer Renovator? A, ăla de două săptămâni, că au mai băgat. De acum un an au băgat Grebla, din câte știu eu. Au băgat Grebla și încă ceva, da, micuț așa pe la texturi. Clar, ăla nou, ăla rupe tot. Mine câte episoade postez? Cred că vreo 5 sunt cu totul, dacă nu mă înșel. Ceva e TS2? Mâine facem și e TS2, Robert. Îmi place mult tricoul tău alb. Pare într-adevăr un alb de veniș. Adică nu pare de... Pare de înălbitor, nu pare ca ai și... Da. Cred că e da și cu Cocolino, dacă nu mă înșel aici. Pare un pic puffy așa, dar cred că de la tricou. Știu că Cocolino făcea un pic mai puffy tricourile. Ce copaci recomanzi în FS22? Pin sau molid? Asta e o întrebare foarte bună, să știi. Asta e ceva... am mers la sentiment cu asta. Îți spun și de ce. Pin, pentru că molid au toți săracii de Crăciun. Ca idee. Eu fiind sărac, mereu nu m-au scos ai mei din molid. Mulțumesc, Aline. Acolo unde... mergem mâine să luăm prăjitura de undeva... de unde e o româncă care face, are și magazin de asemenea, că spanii nu fac prăjituri. O să vezi, o să pun poză sau video, să vezi. E genial. Voi în România aveți, dar eu aici n-am lucruri bune în Spania cu privire la dulciuri și atunci când găsești trebuie să te duci. E la vreo 18 km de noi, dar merită maxim. Soia, molid au săracii de Crăciun, pin toată ziua. Aici nu e discutabilă pentru mine. Unde episodul de Farmers Life, Barbă? E pe canal, dar este disponibil doar pentru membri. Întotdeauna îl dau și pentru public, dar cu o zi gen după. Ăsta este avantajul de la a fi membru la mine pe canal. Întotdeauna videoclipurile le primești cu o zi mai devreme. Așa că am zis că am postat azi pentru membri. Mâine, luni, de la ora 7:30, adică fix între cele două de care spuneam mai devreme, Satisfactory și celălalt, vom avea și niște... Farmers Life, de asemenea. Da. Oh, da, mi-ar plăcea un live cu Palord. Facem tot mâine. Facem mâine, dar mai pe seară, așa după 10, mă gândesc. Da. Lui Alin, de ce se scoate reclamele? Nu, că el a donat pentru suc. Lui Alin i-a scos azi duminică reclamele, că a fost ziua lui, dar de mâine le pun la loc. Da. Pe marți, care e problema? Nu l-am făcut pe marți, nu știu. L-am făcut pe toată săptămâna, dar marți nu știu. Oricum e tot făcut, e finalizat. N-am ce să mai fac. Dar când fac și marțea, zic.
Ce mai avem pe aici? Hai să vedem. Uite, de la David i-a dat a 5-a reclamă. 5x5, 25, 250 de euro am de la David. Să trăiești, muchas gracias. Tarap, tat, ne schimbăm Poco-ul. Au! Am văzut că a apărut un Poco nou. Poco NFC am. Ca să, eu când plătesc, eu nu scot card, eu fac așa. Pac frumos și s-a plătit cu totul. Și am văzut că a scos ăștia un nou Poco, foarte interesant. Gen tot așa, are cameră pe spate, are mai multe, am și eu multe aici, am, oho, cu flash-ul sunt 5. Și cred că 6 are sau ceva de genul ăsta. Și în fine, galben, e foarte, foarte mișto. Merge foarte, gen e aproape de portocaliu, care este culoarea canalului meu, zic eu că se potrivește mișto. Eu, ascultă, eu am atât de multe pe cap, eu nu mă uit. Adică, mâine dimineață eu mă uit pe carnet să văd ce am programat pentru ziua respectivă. Nu pot să stau așa, gen, cu o zi înainte, să am încredere ce o să fac mâine. E deja prea multe. Ștefan, salutare, Ștefan! Dar tu ai o zi de filmat și stai o săptămână liniștit. Da, de obicei așa fac. Și live-ul ăsta, spre exemplu, când vineri l-am făcut, de asta am avut și o duminică asta liberă. Am mai încercat pentru copil cu Micaela. Păi am încercat și am un pic cu mine, dar am fost eu cam prea obosit după ce am încercat eu prima dată. Și după aia am mâncat și m-am balonat și am zis că nu mai încerc. Și da, faptul că am filmat live-ul pe vineri, așa mi se pare cel mai tare. Recte, acum sunt puțin în urmă, trebuie să recunosc, dar mâine dacă filmez pentru tot restul săptămânii, după aia pot să mă plimb, nu știu. Cred că mă duc cu Fiorino pe afară, unde e deja parcat, evident. Mă duc pe la mecanic să-l întreb dacă a făcut Mondeo, că deja e a doua zi, basically. Sau da. Denis întreabă, Barbă, cum pot da update la FS19 dacă nu l-am de pe Steam, că l-am instalat free? Da, asta e un pic. Nici eu l-am de pe Steam, eu l-am de pe Epic. Epic Free îl am. Asta e grea. Eu știu cum e la farming, eu așa am făcut pe farming, dar nu știu pe la 22 mă refer, la 19. Dar s-ar putea ca la 19 să meargă la fel. Fii atent, dacă la 19 merge la fel, merită să încerci. Sau, în primul rând, crack-ul pe care tu l-ai folosit trebuie redenumit, pentru că în momentul de față e gen, are numele executabilului și anume Farming Simulator 19. Îl redenumești și scrii Farming Simulator 19, liniuță, update. Intri din nou în el, își va face, adică, eu așa am făcut la 22, 19, nu știu sigur. Ar trebui să se updateze, după care îl joci normal. Dacă nu merge așa cu gen Farming Simulator 19, liniuță, update, redenumește doar în update. Și vezi dacă funcționează așa. Dacă nu, te aștept pe celălalt live și o rezolvăm cumva, îi sun eu pe băieții de la Giants și poate obținem ok pentru tine, Denis. Așa. Am timp să fac copilul, dar de luni până vineri nu lucrează Micaela. Ai beleaua, înțelegi? Eu n-am auzit până acum de oameni să facă prostii în cursul săptămânii. Faci tu un weekend când ești mai relaxat un pic, adică dacă te fuți de luni până vineri, în timp ce ești deja prins cu mintea la muncă, iese stresat copilul, este prost, îți dai seama, iese ăla, face calcule după două zile, adică nu pot să-l scot încrețit la frunte. Eu vreau să fie și sănătos și băiat. Sau, și Mihaela vrea să fie băiat, dacă e fată, ea se uită la mine, eu mă uit la ea, adică nu avem nicio soluție dacă fată, ca idee, mai încercăm, mă gândesc, adică, na. Barbă, ce zici, să cumpăre TS2 de pe Steam sau Eneba? Da. Păi, launcherul de la Eneba funcționează, din câte știu, un pic mai bine decât cel de pe Steam. Sau eu m-aș băga pe Eneba, pentru că eu fac și reclamă la Eneba. Uite. Două secunde, găsesc reclamă. Două secunde, stai așa. Nu e asta reclama. Unde e dracu' e, mă? Uite aici. Uite, am reclamă la Eneba. Vezi? Eu, deci, Eneba. Adrian zice asta, revenind la problema cu benzina, am pus un sfert de rezervor de benzină într-un Focus 2020, cutia automată, a mers încă 200 de km, s-a cadat, dusă la servir, curățat tot, inclusiv injectoare și acum merge bine. Super, mersi.
de informații, Adrian. Foarte tare. Cam în stadionul ăla sunt și eu aici, știi? Numai că eu n-am pus... cât ai zis tu că ai pus? Un sfert de rezervor. Adică ce-au pus ăștia de la service, cât cred că a intrat în filtru, mă gândesc eu. Cam mai ar fi. Nu știu, abia aștept să văd ce-mi zice... Ce-mi zice Freddy. Ești curios cât te-a costat manopera de curățare. Bă, nu mi-am matematician, dar măcar nu, să nu fie prost, să nu... Să poată să articuleze câteva cuvinte, știi? Da. Denis zice, la folderul de la care scrie Farmistrator 93, scriu update sau dacă nu, scriu doar update, nu? Și intru și mă joc. Da, da. Da, nu la folder, la fișierul în sine. Cel pe care tu dai dublu click să intri în joc. Păi la redenumești, cum se numește Farm Simulator 19 sau FS 19, tu pui cum e deja, pauză, liniuță, pauză, update. Fix cum ai scris aici, doar că tu ai scris liniuță și update împreunat. Pauză între ele. Trebuie să fie, că altfel nu se ia update ca și cuvânt de update. Se ia liniuță update și nu știe programul ce e ăla. Da. Și te joci. Când intri în joc, trebuie să lași un pic să-și facă update-ul. Adică, în momentul ăla se descarcă. Eu nu știu ce viteză ai tu la internet, dar în funcție de viteză la internet se descarcă update-ul și după aia o să zică că s-a instalat. Dar trebuie să aștepți vreo 15-20 de minute undeva pe aici. Bine, dacă tu ai de la RDS, spre exemplu, dacă tu ai fibră optică internet, atunci o să meargă mai repede. Nu. No. Hello, temeaule! Che pasa, man? Che pasa? Și dacă la o oră de la naștere îți recită teorema lui Pitagora, e mincinos, că într-o oră n-a avut cum să o învețe. N-a avut nici de unde. Și atunci a șoptit careva. Și atunci îl dau. Fac altul. Eu n-am, nu o să am un cheater. Nu. No. Păi... Băi, s-a pus hoțul cu prostă sau ce? Pa da. Dacă a fost doar un filtru, nu trebuia să-ți intre în protecție. Eu am teorie să nu se fi plimbat mecanicii cu mașina. Posibil și asta. Eu nu cred că s-au plimbat mecanicii cu mașina, pentru că serviciul lor e deschis și noi am venit mai devreme decât ne-au sunat ei și mașina încă era joasă. Nu o ridicase nici pe elevator. Și abia ne-am stat vreo jumătate de oră acolo și după aia au ridicat-o pe elevator și au umblat la filtru și au văzut. Și eu cred că doar au stat cu ea cam o oră și jumate așa să se răcească. Nu se plimbă că na, e servis mare, adică au mulți, au cu casă, cu alea, adică nu prea văd de ce să se fi plimbat. Și plus de alta e risc, adică dacă eu văd în trafic, ce-mi zice? Că noi le-am zis că stăm acolo, pe acolo și eram prin jur. Adică și noi chiar am mers mult pe lângă atelier, că nu e la magazine de pe lângă. Așa că mi se pare prea riscant pentru ei că îi putem vedea în trafic. Da, man, mulțumesc de înștiințare. Bagă și vezi dacă merge. Dacă o să fie mai bun ca mine în videografie... Este chiar atât de deștept. Nu, e că eu stau mult jos. Ascultă, hai să o luăm și un pic așa. Eu stau mult jos. Corpul nu mai e atât de sănătos. N-are cum să iasă așa. Adică, taică mi-a fost, a lucrat. Dar vreau să zic că el a fost sportiv. Gen, juca fotbal în fața blocului și stăteam un pic mai bine pe fizic. Eu mă joc snowrunner. Și sunt youtuber. Deci, asta cu Pitagora și cu să fie pe videografie, ai cam dat-o în baltă, adică nu e... aș fi foarte surprins, asta cred că aș fi foarte surprins, maxim de maxim. Și tot nu o să fie mai bun ca mine, că n-are experiența mea, că eu am un pic de mai multă experiență ca el. Na. Cu FS15 când am planificat episod? Cred că în august. August, octombrie, undeva pe aici. No, ăsta e cu mașini. E snow, uite. Cu tractoare, greșeala mea.
Dacă mă face la FSE ăla mic, ce fac? Trimit e-mail la Giants să-l facă și pe el ambasador. Și atunci suntem doi și luăm două chei. După aia eu joc cheia, lui descarc jocul și a doua chei o vând. Ca cingvici. Sau o dau giveaway pe bani. Merge și treaba asta. Deci, doi ambasadori în casă. Joacă pe asta. Și așa, Mihaela e foarte mândră că are un ambasador în casă. Când o să aibă doi, like, îți dai seama. Denis zice, man, scrie așa, îmi dă eroare, can load XML file ce users, Denis, OneDrive, desktop, farming, simulator 19, update.xml. .xml? Of, man, nu la XML, la... Aoleu, Doamne, uite, fii atent, îți arăt la mine și tu faci la tine, bine? Sau, fii atent la treaba asta. Uite. Deci, așa am eu folderul. Uite-te sus. Farming Simulator 22, tu probabil ai Farming Simulator 19, vale? Ok? Bun. Și aici tu le ai pe toate. Tu ai redenumit fișierul ăsta, care este, dacă te uiți în dreapta, XML. Așa e el. Tu trebuie să-l redenumești pe ăsta. Dacă dai click dreapta Properties pe el, vei vedea că este launcher.exe, adică executabil. Foarte ușor. Și faci așa, uite. Pac liniuță, pac așa. Uite, fii atent la asta. Update, deci o să-ți arăt live cum o să meargă treaba asta. Adică liniuță, pauză, update, dai ok, da? Așa. După care intri în el. Ok? Da, așa că după aia vezi pozele pornă. Două secunde. Așa. Uite, și după ce dai dublu click, eu, mi-a apărut parola, știi, să bag și de asta, trebuie să ascund parola. După ce, uite, vezi, după ce a apărut fereastra asta, după ce dai dublu click, Giant Software, cei care au făcut Farming Simulator-ul, aici, dacă așteptăm un pic, o să se încarce update-ul. De asta zic, trebuie să stai un pic. Înțelegi? Uite, avem Early Access, pentru că sunt ambasador, am acces la Early Access și după aia toate versiunile. Și... dacă o vrei pe ultima, vei alege default sus. Nu știu exact la FSE 19 cum e. Alegi default. Da, eu nu dau că eu sunt pe Early Access. Eu am o versiune care cuprinde FSE 25 în momentul de față. Noi o testăm un pic să vedem dacă sunt erori. După care dai save. Ai dat save, îi faci update-ul. 10-15 minute. După aia poți să joci liniștit, fără niciun fel de probleme. A fost greu? Ha? Ha? Revin o aceea, zim, că mai stau două minute pe live, zim dacă a mers treaba. Am un comentariu nou. Hai să vedem comentariu, dacă tot facem ora de comentarii. Am un comentariu nou pe canalul Barbă Neagră. Apropo, am și al doilea canal, link-ul este în descriere, dacă vă interesează chestia fotografie. Am un videoclip viral, se pare. Da, uite, ăsta este. Comentariu zice, de ce nu merge Voianul L, tractoare nu merge, inimioară. Cum îl rezolvăm pe Teodora Mustață 6378? De ce nu merge acum 11 minute? Fii atent, și mai avem unul nou, fii atent aici. De ce nu merge Voianu, Imare, Tatoare, nu merge inimioară? Dar Barbă, joc și eu pe această parte de ceva timp, dar nu știu să-mi dau seama unde se spawnează lâna, pentru că vreau să o folosesc și nu-mi dau seama de spawnul ei. Crezi că puteți să mă ajuți? Da, asta e simplă. Se spawnează lângă, în stânga de fapt, în stânga fabricuței mici de semințe din bază, fix în acel garaj deschis. În dreapta cisternei de motorină.
Că și eu m-am întrebat prima dată unde se spawnează și după aia am văzut că era ascuns în spate acolo, dar na. Spawnează în stânga fabricuței mici, verific să nu par prost. Din bază, fix în acel garaj deschis, în dreapta cisternei de motorină. Dar sper să nu fie prea de busolant. Nice. Aici, inimioară. Poate să le citim, să vedem după aia. Hai, să mai intre o reclamă așa, mai facem niște treabă. Pune Waze-ul până la spawn. Da, merge să-i faci update-uri așa dacă redenumești fișier uman. Nu trebuie să-l cumperi. Lasă-l cumperi alții. Care nu știu. Păi, asta este, uite, cum zice Răzvan. Păi ia uite ce am eu aici. Ia uite ce am eu aici. Am mai sudat, așa să umplu spațiu. Ia fi atent. Ai văzut-o? Out. Out. Deci chestia asta. Out. Ai zice că, bă, de asta am și eu. Ia fii atent. Asta e panoul de control de la ambasador, ca idee. Asta primim noi de la Giants because ambasadori. Și avem chestia asta. Gen, jucătorii normali au toate versiunile, inclusiv default-ul care este ultima. Și noi avem asta. O vezi? Early access, adică acces de mai devreme. Așa se traduce în română. Antes access, se zice în spaniolă. E hoistrung mingon. E în japoneză. În orice limbă, practic, înseamnă că avem acces mai devreme, adică la FS25, pentru că ambasadorii sunt angajați să și testeze un picuț înainte de lansare. O să vedeți la FarmCon acum în iunie, sau în iulie, nu mă știu exact când este, că acolo o să vedem mai multe informații și na, până atunci nu pot spune nimica. Așa. Se știe Tiberiu? Se știe? Aia zic. Tractorul poți lua direct din lista de moduri din joc? Da, desigur, că e pe modhub.io, adică e de acolo. Cum să faci bani pe SnowRunner? Ba, asta nu știu nici eu. Asta e... Eu mi-am băgat banii. Eu mi-am băgat, trebuie să recunosc, toți banii de sus mi-a dat Alin. Când joci multiplayer, poți face o transferenție, se zice în spaniolă, un transfer de bani. I-am dat banul, mi-a dat sus frumos, aia a fost. O întrebare stupidă, dar tu mai ai cod de reducere pe Neva? Nu. Este practic linkul din descriere care, dacă intri, deci așa au făcut oamenii ca să fie mai simplu, pentru că oamenii ce făceau? Noi nu puteam face tracking la cine cumpăra din partea noastră ca youtuberi. Pentru că mai sunt și răutăcioși, adică intrau, dar băgau codul altuia sau băgau codul, un cod general sau nu mai băgau cod de asemenea. Și atunci, ca să facem totuși un tracking bun, se include reducerea dacă dai click pe linkul din descriere. Adică îți vin deja prețurile schimbate pentru tine că ai venit prin linkul meu. Așa că cumva codul ăla e integrat în link, să zic. Și așa nu mai contează ce mai bagi. Ei știu că au venit oameni de la mine și pot să vadă câți oameni și să îmi dea și mie practic cota mea în funcție de vânzări. Da. Da, uite, și TMA ți-a dat aici o treabă aici, vezi? Uite. Nu l-ai mă stricat, calmează-te, uite, că zic oamenii aici. Uite. Proprietii e italianul, e TMA în Italia. Și proprietii, general, proprietii e proprietăți în română, ca să știi. Și... citești tu acolo ce trebuie.
În noiembrie se lansează FS25. În noiembrie, pe data de 25 noiembrie. Man, ți arătai mai devreme, adică eu făcui ce zisei ție, redenumi fișierul, dădui click pe el și după aia ți apare ferestruța de update, like what the fuck. La fel și la 19, că tot de Giants e făcut. No. Ți-a mai băgat două reclame cu chinezi? N-ai să le să plătesc bine tot. Să mă anunț dacă îți bagă cu ceva medicinal, gen o catena, o aspirină, o ceva, pentru că astea de obicei se plătesc foarte bine. Domeniul medical de obicei se plătește extraordinar de bine. Păi nu, eu, na, eu, nu e vorba, eu, e proprietii, e italianul la proprietăți, îl știm. Mă rog, cine a mai fost prin Italia? Cine n-a mai fost e... Nu înțelege, asta este. Asta zic, perfect, nice, enjoy the game, man. Când va apărea FS9 pe telefon? Vara asta. În vacanță, că s-au gândit că multă lume stă pe telefon în vacanță. Sau aia a fost? Dar vedem atunci. Păi nu merge, normal că nu merge, că doar ambasadorii au acces la early access. What the fuck? Jesus, normal că nu merge. În toate lansările, ca idee, în toate lansările de farming până acum s-au lansat toate în același timp. Nu s-a lansat nicio versiune mai devreme decât alta. Sau, da. JustX vine cu 5 barameți în seara faină și mi-a simțit sfatul pentru Action Cam. Cu mare plăcere! Nu la GoPro, du-te pe DJI Action 4. Crede-mă pe cuvânt. Avem o catena. Asta e 65 de euro catena. Ne dă cu 65 și o reclamă normală undeva la 50. Poate să fie și 45, mă rog, da. Cu catena se dă cel mai bine, de asta zic. Nice, mersi. Mersi că te-ai uitat la catena. Sau ai dat skip. Dacă ai dat skip, am luat o dudă. Nice. Very, very nice. A, da, și asta vreau să zic. Orice farming când s-a lansat pe console și pe PC în același timp. Așa că n-are cum să fie diferit. De obicei, jocurile cam așa se lansează. Sunt unele cum e GTA-ul, care, mă rog, sunt mai speciale și nu fac asta, din motive plezne de înțeles, dar nu și Giants. Păi da, n-auzi, pentru că ambasador și tu nu, asta zic. Iar tu l-ai piratat, de asta nu ți-a... De-aia nu-ți deschide. Trebuie să și știi, na, asta e... A, frumos, uite pe Bogdan la nimeri fix unde îl durea. Vezi? Păi, ca idee, reclamele nu se dau pe ce vreau eu sau... Reclamele se dau pe ce ați mai căutat voi pe Google, așa că dacă voi ați căutat catena, vă dă cu catena. Dacă v-ați căutat cu how to enlarge my penis, vă dă cu how to enlarge my penis. Sau cineva a căutat supramax articulații de la calculatorul tău, Bogdane. Adică nu zic că ai fost tu, dar poate altcineva a căutat asta. Da, anul ăsta pe 25 noiembrie, da. Apare Farming Simulator 25. Acum, eu nu știu sigur, dar întotdeauna în noiembrie a apărut farming-ul și fiind 25, like, n-are cum să nu iasă pe 25. Adică 22 a apărut pe 22 noiembrie. Sau, știi, de asta zic. Și un super bet sau din astea de pariuri să plătesc bine, nu? Nu, asta depinde. Asta depinde cum câștigi bidul. Adică uneori plătesc 1 euro, alteori 90 de euro. Deci aici depinde dacă ai pus-o pe negru sau pe roșu. O catenă și o reclamă cu mașina? Ce mașină ți-a dat? Că depinde. Spre exemplu, dacă ai primit cu Dacia Sandero, mai bine nu mai primei. Dacă ai primit cu ceva grupul VAG, ăla se plătesc mai bine. Ordurile iar plătesc bine pentru că ăștia sunt pe dolar american și o duc bine. No. Avem una gravă. Am un Canon 850D, foarte frumos, felicitări, și scoate un sunet ciudat când e blitzul activat, dar nu e ăla normal că se aude de obicei, e un sunet de zici că face un scurt, oare ce are? Iap! Dar, zi-mi ceva, se aude la blitz, corect? Este? Dacă îmi confirm că se aude la blitz,
îți pot zice din prima problema, dacă se aude la Canon, nu știu. N-am avut probleme cu camerele până acum, dar am două blitzuri stricate până acum. Și îți pot spune care e problema pentru că am trecut prin ea, adică o știu. Te rog, confirmăm că este de fapt blitzul. O, reclame cu Dubai. Băi, stai un pic, că n-avem astea, două secunde. Reclame pe... reclame, eu zi. Stai un pic să mut și astea. Chat, imagine, desplail, webcam, zvcam, fs, imagine. Unde trebuie? A, chat-ul. Asta e chat-ul, webcam-ul. Două secunde. Păi și ăsta, pă, unde mă mâncava și... Ah. Tot aici trebuie să vorbesc, camera asta cealaltă nu am pregătită. Acum am pregătit, așa, reclame cu Dubai, se... Nu, că la Dubai, de când au băgat ăștia Wizz-ul, nu mai fac ceva banii aia. Nu, deci, ca idee, reclamele de finanțe, reclamele de mașini grupul VANC și medicalele astea se plătesc cel mai bine. Dar tu asta ai căutat, că tu, na, probabil te uci în Dubai sau faci, eu știu, în Maldive, vacanțe, chestia asta. Ok, bun. Uite care e treaba la blitz. Perfect. Awesome. Mai pe română, știți, ți s-a futut blitzul. Deci am două blitzuri futute din cauza asta. Și anume, există, o să explic foarte rapid. Acum facem un pic resume la Caterinca și Panorama, chiar vorbesc foarte serios. Tu bași 4 baterii în blitz. Din bateriile alea, când se aprinde becul, când faci, da, poza, nu-ți scoate direct curentul electric și îl duce la bec și s-a aprins becul. Nu. Există un condensator înăuntru care ăla se încarcă de la baterie și ăla este în stare să dea afară foarte rapid energia, astfel încât să aprindă becul în fracțiunea aia de secundă. Dacă ai văzut când a prins blitzul, există un timp până când să-ți apară becul roșu să-l poți folosi. Timpul ăla încarcă condensatorul ăsta. De asemenea, între poze, tu trebuie să aștepți un pic până se încarcă condensatorul ăsta. Când condensatorul ăsta se supraîncinge, se strică. O să-ți arăt acum cum arată. Poți să-l schimbi dacă te știi foarte bine pe lipituri, pe chestii, adică poți să iei piesa care costă până în 10 euro. Eu nu recomand. Dar dacă te știi bine pe treaba asta, na. Hai să văd că era, avea o chestie asta. Capacitor. Capacitorul se numește Broken Flash Capacitor. Deci am fost foarte, am googlit pentru că am vrut să văd dacă pot eu să-l fac. Așa, și capacitorul arată, uite, cam așa. Ăsta este un capacitor pe care îl găsești în flash. Ăsta este și ăsta se umple cu curent electric și ăsta îl dă rapid, poate să-l dea rapid, doar că dacă tu faci de mai multe ori flash, uneori se strică căcatul ăsta. Deci la noi nu l-am folosit așa bam, 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 bam și tot s-a stricat, doar că el vine pus pe o placă precum asta, ceva de genul. Și trebuie să te știi bine cu lipituri cu astea ca să poți să-l faci. Asta e beleleaua, știi? Ce să-ți găsesc să vezi cum arată într-un flash broken. Hai să băgăm speed light. Yeah, speed light capacitor. Uite, avem chiar aici un video de reparațion. Hi, ok. Da, o să ne spună problema care o să dureze foarte mult până ne spune problema. Arată și lentila. Așa, aici este becul. Așa, fii atent. Deci, a ajuns la un beculeț. Și e o chestie cu capacitorul. Fii atent, dacă desfaci flash-ul și nu golești flash-ul de electricitate, nu de baterii, poți să scoți bateriile, capacitorul este plin cu electricitate și când îl decuplezi, îți explodează în față. Eu cam de asta nu prea m-am băgat. Plus că, na, nu știu după aia dacă o să mai meargă foarte bine după ce îl fac.
Așa, știu că e pe undeva, pe jos, nu mai știu exact unde dracu era. Cred că colea ăsta jos, capacitorul, dacă nu mă înșel. Da, uite că nici ăsta nu i l-a arătat. Sau? A, și ca să golești capacitorul, trebuie să bagi un bec să-l arzi, să bagi un bec prin găurile astea. Uite, exact ce face el acum, ca să-l... Exact ce ziceam, uite un bec și așa îl golești de electricitate, că după aia poți să lucrezi la flash în siguranță. Găurile astea sunt făcute special pentru treaba asta. Și pe aia poți să desfaci, să lucrezi și toate cele. E, na, destul de complicată manevra, știi? No. Dacă te bagi să le repari, îți doresc multă baftă, o să ai mare nevoie. A, și mai am un flash stricat, pur și simplu nu se mai aprinde. Deci, pe ambele le țin, nu le-am aruncat și le țin pentru becuri. Asta aviz la tine, dacă vrei. În caz că ai după un flash căruia îi se arde becul, ai să schimbi becul. Mamă, reclamă la pasat B5. Mamă, păi ți-a luat și ție, mi-a luat și mie bani la Damiene. Mamă. Barba, am șters de la documents, am intrat în MyGame, am dat afară în instalatorul nostru și am șters din greșeală de acolo un fișier game, e problema, așa e? Nu e, dacă dai control Z, se deșterge sau scoate-l din recycle bin. Dark Angel, felicitie, man. Asta e faină. Mi-am adus aminte, uite că David uitase și are o cameră mai veche. Când fac videouri, zice el, se aude un hârșc-hârșc, de la ce poate fi. Hârșc-hârșcul este de fapt zoom-ul. Focalizarea. Camera focalizează constant și atunci se mișcă câteva elemente înăuntru. Fiind o cameră mai veche, nu mai e lubrifiat cum trebuie înăuntru. Și e hârșc-hârșc. Cu un W40 se rezolvă. Dar nu să-l dai tu, că trebuie să-l desfaci, evident. Uite, Onisim vine cu o idee foarte miștoacă, care zice, eu când mi-am făcut să nu primesc bani, mi-am făcut și să nu primesc reclame și m-am nevoie de adblocker sau de premium. Deci e super tare. Asta e berea. Nu știu să zic aia cu să nu mai primesc bani, asta mă deranjează un pic, dar în rest, asta cu mi-a plăcut mult cu adblocker sau de premium, asta e genială treaba. Dar cum ți-ai făcut-o, man? Mamă, reclamă la TikTok. Mamă, tu asta, mamă, tu n-ai aplicația instalată, tu te uiți la TikTok din browser. Mamă. Reclame vă dă pe ce căutați, de asta zic. Cu explicația ta, mi-am adus aminte că am demontat odată un aparat foto și m-am curentat de condensator, respectiv de m-a luat dracu. Exact. Și asta se, deci da, nu mori, dar e un șoc foarte puternic. Și camera are la fel, pentru că și camera are nevoie de un boost de curent electric și nu poate să-l obțină doar din baterie. Și așa bateria se încinge când este supra-solicitată. Acei condensări, de asemenea, ajută și la reglarea voltajului din baterie. Așa poți folosi, spre exemplu, bateria și ai văzut că bateria se consumă. Dacă ar avea bateria, de exemplu, 5% în ea, ar trebui să meargă mai greu camera sau să nu mai meargă, dar ea merge totuși bine. De ce? Pentru că folosește condensorul să tragă și condensorul dă după aia cât are nevoie camera. Nu știu dacă explic bine, dar ideea e că în flash e un căcat de la care e tot timpul umplut cu electricitate și ăla e jegul care se care se strică și am unul la fel ca tine, deci face vâz, face un bâzâit oribil, face foarte tare, e periculos și am văzut pe internet că dacă insiști așa poți să și explodezi înăuntru și am zis mai bine nu. Da, o să încerc când am timp treaba asta, o să iau un bec și să-i fac șmecheria, că am un bec de mașină, leg două fire și încerc să văd dacă pot să-l repar, dar nu pot să cu condensatorul, cu, ce am zis mă, că e ăsta, capacitorul, ci pe celălalt că mai am un flash care pur și simplu nu se aprinde, nu înțeleg ce are, no. Salutare, Horia, salutare, cum e duminică? Uite, stă la ta clară, e foarte interesant, no. Așa, Denis zice, barbă, trebuie să aștept vreo 30 de minute, așa e, ca să pot intra pe FS, că mi-arată eroarea aia cu XML, știi?
Nu chiar, depinde de internet. Cu 15 minute dacă aștepți e în regulă. Până se face update-ul, man. Până se face update-ul, până vezi ferestruța aia, ți-am arătat mai devreme. Și dacă și selectezi early access, nu cred că vei avea acces la FS25 acum, dar poate după update, cine știe, se va descărca și FS25. Mâine live cu ce? Cu SnowRunner din nou. Mai facem cu SnowRunner și jucăm la fel, tot așa. O să fie la fel ca acum, tot cu tractoare și nu. Asta facem. Ok, super tare. No. Da, asta e greu. N-ai nimerit într-o zonă foarte bună acum. Da, asta nici eu nu știu ce să zic. Trebuie să recunosc. Dacă depinde cu ce joc îți place. Și începe cu ultimul postat. Da. Uite, Marius uită de pe două dispozitive și încă nu a primit reclamă. Păi înseamnă că tu nu cauți nimic pe Google. Înseamnă că nu e nimic de vânzare în zona ta. Stai undeva la țară, mă gândesc. Și de asta n-ai primit reclamă, nu? Sau? Adrian, salutare, Adrian! Și reclama o dă și în funcție de venituri și n-ai văzut că studiază și tot. Ce ar trebui să caut pe Google să-mi dea reclame bune ca să iei mai mulți bani? Catena, chestii medicale, gen aspirină, how to enlarge your penis, help, I have broncholis in my vagina, chestii de medical, orice medical, gen, mă doare genunchiul, am apă la genunchi, sau gen, cum scot, tutorial, cum să scot apendicită, mai merge și chestia asta, orice medical și administrare Forex, astea se vând foarte, foarte bine. Cum cumperi tractoare? Asta e într-adevăr o chestie foarte ușoară. Practic se accesează meniul principal, după care se intră la magazin tractoare, magazin tractoare medii, se dă click pe tractorul respectiv și după aia cumpără tractor respectiv. Și s-a rezolvat. Te-a dat reclamă cu EduBoom? Asta vă rog undeva la 40 de euro iau pe asta. Ca idee. În rest, în jur de 50 pe reclamă. 3 reclame Catena? Asta e cu 60. 6x3, 18, nu? 180 de euro de la Denis. 3 reclame cu Catena, let's go, voi. A, bă, că schimbă mașina în seara asta. Are cineva mașină de vânzare mișto? Gen un Audi ceva? Undeva la un, hai să zic, 8.000, 9.000, dar să fie din 2021, undeva pe aici, zic. Știu că în 2020 a fost pandemia, n-ați avut cum să cumpărați mașini, dar vreau să zic imediat după, na. Când nu postezi un video, simt că mor? Oh, săptămâna asta ai murit de două ori. Ai murit vineri, parcă, și marți, dacă nu mă înșel. Resuscitează-te cu un TikTok care este în descriere. Eu primesc reclame rar, deci nu mă plâng, zice Shadow. Păi mă plâng eu că tu primești reclame rar. Tu practic te uiți pe mucangelă la mine. Eu aici am content de calitate, am tractor, e fucking verde, am lumina RGB, uite o sugi de exemplu, închid lumina RGB. Da? Când ai primit reclamă, îmi zici aprinzi lumina RGB. Am găsit Audi 2021 la 7000? Bă, e bun, câți cai are? Dacă are sub 300, nu mă bag, man. Păi eu nu vreau Jogman, eu, like, X6-le chiar îmi place. Dar să fie ceva bun pe el, să nu-mi dai un 1.8 pe X6, că... Na. Ok, mă bag. Facem o segmentare, ui Arguci, am un mecanic bun pentru treaba asta, am cel mai bun mecanic ever. 7.000 fac dacă mai stau un pic aici, vă mai... Este, mă, să vă bag niște reclame, două secundele.
Dacă îmi permiteți, bineînțeles. Insertat, ia fii atent, pac. Acum, câțiva dintre voi cred că au primit. Cred că au primit reclamă. E 50 de euro pe reclamă, să vedem cât facem. Că eu, mie nu vin decât la sfârșitul lunii. Decât pe 33 în luna asta, nu, scuze, pe 32 luna asta, îmi dă banii. Te mai zice, am YouTuber premium, dar caut multe chestii de IT, programare, software, hardware și astea-s bune, man. Așa cât îți dă aproximativ pe ele. Undeva la un 60 de euro, iau și pe astea. Medicalele, ți-am zis, sunt cele mai bune și sunt și comune. De IT nu prea îți dă așa, știi, și voi ăștia care lucrați în software sunteți și cam zgârciogi. Și nu prea cumpără. Și ce e de vânzare? Adică pastile cumpără toată lumea, dar așa un software ce e de vânzare? Undeva la un 60 de euro pe reclamă, ceva de genul ăsta. Se ia bine și na. Uite, reclamă la Mastercard, asta e bună, că e de bancă. Și după la comparis.ch. Da, uite, și comparis.ch, într-adevăr, asta plătește cumva, într-adevăr, și ăsta. Așa este. Dar pe Mastercard ăla mi-a dat 58 de euro ușor, cred eu, după taxe, evident. Da. Uite, reclamă pentru investiții și asta e bună, vezi? Păi, te plângi acum, ai zis că nu primești reclame. Asta e 60 de euro, păi acum schimb Mondeo, mă, bă, care vreți să mă Mondeo, că vi-l dau, dar întâi îl fac, că nu nenorocit, întâi îl fac, îl vând, scap de el și cu ce facem în seara asta de pe reclame, facem ceva frumos și este o nemțoaică. Nu, la Temu nu-mi dă nimic, la Temu îmi ia bani și mie și ție, nu mai zici de chestia, la Temu dai skip, man, nu te mai uita la reclama la Temu. PS25 pe ce dată lei tu? Păi, momentan noi îl jucăm acum, adică testăm cum funcționează jocul. Uite aici, ți-l și arăt acum. Și nouă ne-l dă, dacă apare în noiembrie, nouă ne-l dă în octombrie, gen cu o lună mai înainte, să-l jucăm și să-l postăm pe canal. Deci cam în jur de o lună, așa, nu-ți imagina că îl jucăm și noi prea devreme. Uite, deci aici este panoul de lansare al ambasadorilor în Farming Simulator 22. Aici face conexiunea cu serverul, se loghează cu datele mele personale ca să vadă că sunt ambasador, să-mi dea voie să intru. Și acum, după loading, o să vezi că o să apară early access-ul. Aia, ia uite! Deci toate versiunile de Farming Simulator 22, da, plus jos de tot că ele sunt în creștere, da? Sus ți apare cea mai nouă versiune de FS22. Și după ce se termină astea, jos este early access-ul, adică accesul de mai devreme la următoarea variantă. Când ai early access, că este deja selectat, poți să joci, mă rog, cât e acum, rudimentar FS25-ul făcut, știi? Asta este. Nu mi-au For Raptor pentru că se vede urât. Nu vreau nici să se vadă așa ca și cum am bani sau, știi? Vreau să par și omul poporului, știi? De asta și Mondeo, genom, că Mondeo e mașină de familie, adică să fim sănătoși la cap, ce vorbim, adică, da. Acum, de exemplu, am acel Fiorino, care tot așa, like, crezi că îmi trebuia mie cu spațiu în spate după? Păi, uite, na. Crezi că îmi trebuia mie așa ceva? Dar e altceva când pare omul poporului, știi? Gen, eu dacă vin acum cu un BMW frumos sau cu un Ford Raptor, apar dislike-urile în dragi, că așa e lumea, na, nu se bucură pentru succesul tău. Uite. Deci, aici apac frumos, ia uite, Fiat Fiorino. Ia uite. Este semi-dubița, pentru că nu pot să o numesc dubiță. Am acolo în spate loc. Ei bine, am fost la mecanic să văd ce face Mondeo. I-a zis să-mi sune cu, să-mi dea un mesaj cu 30 de minute înainte să pornească. Ce-am făcut? Am povestit aici, că dracu. Stai, mă, că aici o prezentam. Hai să vă arăt noua mea mașină, pentru că Mondeo are motorul caput și trebuie altul nou. Asta vezi, adică nu mai și luat așa ceva, îți dai seama niciodată. Dar poți să vii cu ceva mai frumos, că na, după aia prinzi foarte mult hate. Mi-au fără Mustang să fac drifturi. Ar merge, doar că nu știu să fac drifturi. Aș putea învăța, mă gândesc. Da. Da. Un Seat Leon? Da, dar nemodificat. Trebuie să-l iau așa standard.
25 de euro amendă că am lăsat cercuri de la vopseaua în portbagaj? Păi care, mă? N-a fost pe pungă. A mai curs ceva și de la cealaltă? Dar tu le-ai văzut? Sunt curios cât de vizibile erau. Mai am și eu un cerc la, în fața ușii. Dar nu s-a luat când au spălat pe casa scării. Trebuie să ies cu un, de la, cum se numește, cu un șpaclu. Să o iau. Iar în sufragerie am avut, tu ai văzut că era, am pus o pungă sub găleată. Dar gândește-te că înainte n-a fost pungă sub găleată. Și era o baltă frumoasă. Dar am luat-o când încă era moare. A fost în regulă de pe parchet, știi? A lăsat urmă în mochetă de la greutate? What? Am crezut că urmă de la vopsea. Tu te-ai exprimat că vopsea de la... Ok, găleată. What the fuck? Da, a fost grea. Mamă, ce pretențioși, bro. Și ei cu 25 de euro îndreaptă treaba aia. De fapt, da, mă, că era pristine condition. Era perfectă înainte. Nu, e de... Stai! Era perfectă înainte. Da, dacă se vedeau destul de tare, e de înțeles. Da. Curios cu ce putea să... știi cu ce... Da, era futere. Cu cuburi de gheață. Dacă le lăsai acolo, alea îndreaptă mocheta și covoarele și își revenea. N-auzi că la 250 de... Ce să fac, mă, cu 250 de cai? Doamne, ferește-mă! Doamne! Nu iau să merg de aici până la piață cu ea, dude. Nu e... Dar 250 de cai eu pentru maică-mea, dacă vrei. Da. Și nu iau de la oameni cu ochelari, nu iau, că conduceți prost. Scoda Superb, model nou? Da, e superb. Nu-i merge ecranul, merge în reloare și e Skoda, dar este bine. Nu, a fost moale. A fost moale pentru că am văzut-o fix atunci când am luat-o. Când am mutat-o acolo și de asta am băgat rapid jos. Te-am observat și pe picior. Iar pe casa scăricolea așa urma de la intrare se ia rapid cu șpaclu. E var, dar vopsea e futere. La vopsea nu prea ce să mai faci. Dar la var e ușor, n-ai ce treabă. O părere, Toyota Supra MK4, o mașină de familie foarte mișto, zic. Da. Adică merge pe drumeții, poți să te duci cu ea și la cumpărături, cu siguranță, care, na, are mai por bagajul. Nice, mă bucur să aud asta, dude. Bun, încheiem și noi această duminică. Ne vedem maniana. Evidentos. Și dacă nu mă urmăriți pe TikTok, e bine, nu pierdeți nimic. Dar dacă mă urmăriți, o să vedeți un videoclip nou mâine cu Farming Simulator 25. Fără mișto. Așa o să scrie la titlu, jur. Farming Simulator 25 și o să arăt un mic preview despre cum o să arate Farming Simulator 25. Noapte bună. Bye. Mr. Sexy Smile, looking for to see you, I hope.